ceilalți oameni din sat. Săptămâna trecută am venit la magazin aici să iau ceva, erau doi oameni din, nu de aici din sat, din Scorțeni, din sat, din altă parte, care așteptau de la ora 11 și jumătate pe doamna Avram. Era ora 1 când am venit eu să iau pâine și nu au venit. Îi cunoșteam, mi-am întrebat ce fac pe aici și faceți doamnă, nu știu ce, ca o discuție introductivă. Au zis că, doamnă, de la 11 jumătate așteptăm, este ora 1, nu a venit. Ca să aflu după aceea că a venit la ora 2. Să aflu de la diferiți vecini de aici. La ședința din comisie pe care am avut-o, marți dimineața, tot la fel, erau două persoane din Ligoreni, nu de aici, martorii sunt și ceilalți din comisia noastră. Mi-a deranjat de vreo câteva ori, a deschis ușa la noi la ședință și am întrebat ce se întâmplă, care-i treaba? Un moșulic, nici nu știu cine este și cum îl cheamă, așteaptă să facă ce pentru lemne. Doamna era trecut de ora 9 și tot la fel nu era. Eu nu am absolut nimic cu nimeni din primărie, toate fetele sunt foarte dragi. N-am avut niciodată niciun cât de mic conflict, dar fiecare trebuie să-și facă programul. Și să nu uităm, în primul rând, că primăria este într-un sat, nu este în deșert și sunt foarte multe persoane, și de la bloc și de la case, care monitorizează cu toată lumea. Cine intră, cine iese, cine se duce la țigară, cine se duce la băut, la ce ora a venit cu tare, cu tărescu și cu tare, da? Deci eu nu am absolut nimic. Am aflat întâmplător, moșulicu a intrat la noi și a dat-o pe doamna viceprimar să-i fac el cerere ca să rămână, că nu mai poate veni aici. Acum ai venit iarăși și așa este, doamna viceprimar. Da, și aia spus că eu cererea nu... Deci, să înțeleagă foarte clar, eu n-am absolut nimic cu nimeni din angajați, dar salariile sunt destul de mari, învoierile sunt foarte dese, am înțeles, să știi care sunt pilele domnului primar, cu tare și cu tărescu, care vin la... Da, care sunt acoperiți dumneavoastră, care vin și sunt voiesc din 22-23 de zile lucrătoare, sunt voiesc de 7-8, păi salariul de 40.000 de lei, îmi pare foarte rău, trebuie luat, îmi trebuie. Doamna, lăsați-mă să permite vorbim. Nu. Deci afirmații care sunt, care vă țin evidența, să știți. Vă țin evidența cine este la ce oră. Noi, la ședința trecută, am spus și chiar am desemnat-o și am rugat-o pe doamna Niculina, nu când este domnul secretar plecat, deci doamna Niculina stă pe prezență. Vrem să vedem în asta prezența câte zile și cam înțeles și domnul Mihai Țăzafirescu s-a întâlnit cu vă două, trei doamne în timpul programului până în 12. Bate la Bacău, bate la Strâncio, bate la Voinești, puteți să spuneți. Așa? Deci chiar vă rugăm, vă desemnăm și vă rugăm în primul rând să faceți o prezență clară ca să vedem pe ce se ia salariul, nu? Deci concluzia, domn primar, la salarii noi obiceiul pe. Deci noi suntem cei care am hotărât salariile acestea, pe care noi de 25 de ani nu le avem. Eu, spre exemplu, nu le-am și nu să le-am niciodată. Domnul Mircea, vă rog frumos. Vă rog frumos. Și apoi mai vreau să mai atingeți o discuție, că eu am să plec cu UNICEF-ul. De ce au fost anunțați numai 2-3 consilieri, marea majoritate de la Florești? Da. Și noi nu știm nimic, noi suntem din mai aici. Deci noi suntem din mai apă și simplu. Noi vorbim aici, apa trece pentru rămâne. La UNICEF am fost solicitat să anunțăm doar o parte din consilieri. De ce i-ați anunțat numai aia de la Florești? Nu numai la Florești, am fost solicitat. Pare să fie rău. Deci nu am primit niște sarcini și am anunțat o comisie mixtă. Nu puteam să cercetăm la mine. Asta e manual, sigur. Trebuie să zicem, asta e manual, trebuie o tamură de asta de la noi. Și în legătură cu, mai am încă o propunere pe care vreau să o cunoașteți. Pentru, chiar vă rog să faceți liniște, da? Pentru banii care se dau la biserici. De ce să se dea la toate trei la fel? Nu sunt de acord. În primul rând, stați puțin să trecem. Oveți-vă un pic, sunteți în incompatibilitate de a vorbi subiecte. Am ajutat la bisericii. Citiți de ce au fost și aici. A conflictul de interes. Dumneavoastră nu discutați problema asta. Nu. Fiind angajat la bisericii. Fiind soția preoțului. Am înțeles. Că vă spun din lege. Am înțeles. Deci opriți-vă la capitolul ăsta. M-am oprit. M-am oprit. Atât. Gata. M-am oprit. Atât. Declar de Și fiecare face nu și nimeni când rămâne pe program sau nu se duce,
dacă ai delegații, nu te plătești nimeni. Și dacă e în Bacău, are loc de deplasare și te plătează transportul. Omul nu zboară, poate omul și pasă viață, mai ținut. Și am chiar subit. Asta a fost sau o introducere? Vă rog să mă scuzați încă o dată. Eu aș veni cu propunerea. Deci, există camere de supraveghere la nivelul primăriei. Există și posibilitatea de a transmite în timp real pe internet cu plate cele câteva sau câte camere de supraveghere sunt, cu plate la internet, orice cetățean respectiv de a putea accesa. Doamne, este doamna responsabilă cu Conica. Ce am ajuns aici? Am dat și cu sistemul seriei domnului. Aș fost să nu știu. Avea atunci nu vor mai exista. Deci ai văzut că e conținut. Nu face prezența. Dacă îmi dați voie, putem deschide ședința. Dacă dați voie, putem. Deci intrăm în ședința propriu-zisă. Sigur. Primar, mai aveți domn primar întrebare? Ce mai știu? Da, bună ziua! Mai întâi, aș vrea să vă spun că domnul secretar Daniel Vasile este în concediu de data de 18 până în 4 septembrie. Așadar, suplinesc această funcție în data de astăzi. Având în vedere că ați fost convocați conform dispoziției 220/16/08/2017 cu privire la ședința ordinară de astăzi, 31 august, o să dau citire următoarei ordine de zi. La articolul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 27/07/2017. Punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 3/2017. La punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri regulament de aplicare a OG21/2002 privind normele de gospodărire locală a Comunei Scorțeni. La punctul 4, informare privind cheltuielile pentru luna iulie 2017, pe care dumneavoastră le aveți ramat în toate punctele, toate materialele până la acest punct al ordinei de zi. La articolul 5, analiza îndeplinirii sarcinilor administrative luate în ședința precedentă, iar la articolul 6, întrebări, interpelări, informări ale primarului și consilierilor locali și declarații politice. Domnul primar a suplimentat pe ordinea de zi cu încă două proiecte, și anume proiect de hotărâre privind aprobarea planurilor de situație a suprafețelor de 253 de metri drum sătesc, 622 metri pătrați drum sătesc și 20 metri pătrați teren construcție pentru construire pod sat Scorțeni, Comuna Scorțeni, județul Bacău și următorul proiect, proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Comunei Scorțeni aflat în administrarea Consiliului Local Scorțeni în domeniul privat al Consiliului Local al Comunei Scorțeni, a clădirii Școala Veche Grigore și demolarea acesteia. Dacă sunteți de acord, suplimentarea. Cu suplimentarea și cu ordinea zi, doamna președintă, vă rog. Sunteți de acord cu suplimentarea? Suntem de acord cu suplimentarea. Cine suntem de acord? Sunteți? Așa, dar putem purta o discuție. Deja nu suntem la cuvânt la asta. Deci, eu sunt primar. Deci, noi, când pregătim o ședință, nu trebuie să mai venim în plen, să veniți în văd felul de... Noi vorbim de problema Grigorenului, dacă mi-aducem bine aminti colegi, după 3 luni. Deci trebuia materializată treaba asta și la o ședință precedentă, nu mai venim, deci nu mai vă acceptăm, să știți. Să veniți în ședința cu o propunere de proiect, pentru că la fiecare propunere de proiect trebuie o expunere de motive, trebuie un raport al compartimentului de specialitate, care noi nu le știm. Poate unii chiar să plecați de aici, nu le știm. Deci vă rog să nu mai faceți treaba asta niciodată, dar secretarul cu dumneavoastră, stabiliți din timp pentru o ședință care nu mai e de 2-3 ori pe lună numera, stabiliți din timp, domnule. Avem 2 săptămâni să întregătăm în ședință. Deci, nu am avut în mapă, domn primar,
Și cred că pentru colegi, e valoare, proiectul coerent de propunere de hotărâre de rectificare bugetară. În plus, după lege, nu legea zi bine, după 6 luni de zile avem dreptul. La rectificare. Domnul primar, au mai da. Deci, domnul primar trebuia să facă o ședință extraordinară până în 5, 7, 8 iulie și dumneavoastră aveți de atunci rectificarea făcută și câștigam 2 luni de muncă. De aviz, de nu știu ce. Adică noi mai stăm 2 luni după ce avem dreptul, că banii am avut de atunci. Da? Deci e vorba că a trecut vara, suntem doamne, nu știu, nimic doamne. Nu, a fost problema de cofinanțare pentru celălalt proiect care le așteptam la PNDR-ul. Și vă trebuie să amânăm că dacă... O să discutăm cu punctul rectificarea bugetară. Și o să vedeți că trebuia să o facem de atunci la unul de capitol. Dacă noi am avut banii, la susturii mai. Da? Deci cu 30 de lucrați, cu 1 lucrați, cu 1 lucrați, să ne gândim la rectificarea bugetară. Erau 2 luni de muncă. Vine toamna, avem coerii. Bun. Aici, deci, mai am o problemă. În sinteza de la punctul 5, am văzut că ne-am intrat în mână cu chestia aia și foarte bine cu analiza de cum s-a anunțat la toate ședința precedentă, dar eu vă întreb pe dumneavoastră. A fost la vreo trei ședințe absente. Au fost probleme care vin de la 1 ianuarie, poate chiar de mai înainte, cum spunea doamna Ceaușu, aia că facem multe chestii, vorbim și nu le văd. Dumneavoastră aveți acum o sinteză pregătită a tuturor problemelor și a modului cum s-au rezolvat sau cum se vor rezolva în termenul de 20, 30, 50 de zile? Pentru că nu a scris nimic aici la punctul 5. Eu mi-am notat ce vreau să discutăm la punctul 5. Și o să vă pun 10 întrebări. Bun. Bine, dați-vă tare. Trecem la primul punct, aprobarea procesului verbal a ședinței din data de 27.07.2017. Sunteți de acord, ați citit? Am citit. Acum, suntem de acord. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 3.2017. Cine se înscrie la cuvânt? Cine vrea să vorbească? Domnul Gelu Zafirescu? Altcineva? Iar am discutat aici, așa e, dar ne-a venit fiind guvernanța la comisie, poate nu ne-a venit, dar ce e? Dacă sunt consilieri care nu au luat, pentru că noi MAP-ul nu avem proiectul, nu avem forma definitivă. Avem în asta MAP-ul, forma definitivă, deci ai MAP-ul? Nu zicem că dacă... Dar poate de specialitate, nu poate să-l făcut ieri, după ce am discutat noi pe subiect. Dar e vorba de... Rectificare. Da. Care bugetare. Să vă dau citit la specialitate și nu știu după aia. Bun. Raportul de specialitate. Nu știu asta de ziua Valina Consilier în cazul compartimentului. Dacă m-ați văzut asta. Mai în ce, da? Compartimentul financiar contabil al primăriei, având în vedere legea la numărul 273/2006, privind finanțele publice cu modificări și completări ulterioare, legea numărul 2015/2001 privind administrația publică locală cu modificări și completări ulterioare, adresa numărul 2801 din 30.05.2017 al Școlii Gimnaziale Scorceni, contul de execuție sume primite de la firea. Partea de venituri 3.624.000 lei, secțiunea de funcționare. Sume alocate din bugetul ASIR 148.000, Fondul European al Microdezvoltare 324.000. Partea de cheltuieli 3.757.000 lei, secțiunea de funcționare, cheltuieli cu bunuri și servicii, plus 36.000, cheltuieli cu bunuri și servicii pachete copii, plus 6.000, cheltuieli cu bunuri și servicii toaletare pont, plus 20.000, asistență juridică, plus 5.000, protocol, plus 3.000, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, demolare grădiniță, plus 9.000, cheltuieli cu bunuri și servicii, plus 45.000, alte cheltuieli cu bunuri și servicii date, plus 5.000, susținerea puntelor, plus 30.000, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, școala Florești, plus 12.000, reparații rețea electrică, alimentarea cu apă, plus 19.000, reparații și întreținere iluminat public, plus 16.000, drumuri și poduri, plus 35.000, drumuri și poduri, achiziționare tuburi, plus 8.000, secțiunea de dezvoltare. Finalizare construirii în bază sportivă multifuncționară, plus 142.000. Achiziționare și montare, stație de curare, plus 10.000. Amenajare trotuară între școală și grădiniță, plus 15.000. Sectorizare OAT, plus 10.000. Alimentare cu apă și canalizare, documentație, plus 15.000. Achiziționare filtru ultraviolete și montare pentru bazin apă, plus 5.000. Drumuri și poduri, documentație, plus 6.000. Construire pod, sat, scorțeni, plus 20.000.
ăștia banii care i-am împărțit îs cu plus, adică noi avem aproape pe fiecare segment, dar am suplimentat ca să terminăm lucrările și este ceva bun. După am discutat în comisie și discuții la asta. Deci acum ne înscriem. Da, acum. Acum vă spun la care vrea să înscriem. Întâi faceți înscriere. Da, da. Domnul Gelu Zafirescu, da? Cine se mai înscrie? Mă rog o discuție, eu cu dumneavoastră și cu doamna vice. Chiar la... Da, da, da. În principiu, la timpul respectiv, în mare, așa, fără să intrăm în... Ne gândeam noi la cum va decurge activitatea de dezvoltare, de investiții în treaba asta. Față de discuția de atunci, față de discuția chiar și din comisie ieri, acum uitându-mă pe proiectul final de hotărâre, deci tot au intervenit modificări. Adică n-am rămas. Probabil ați mai junglat din cifre, ați mai luat. Ieri, când era și dumneavoastră, când s-a luat 1000 de lei din, de la... Când erau 20.000 și am pus 1000 de lei, dar era acolo, cu lumea așa, de comisia. Nu, pentru că total factură era 19.000, până 19.000, n-avea rost să punem la bucătica respectivă 20.000. Bine, mai era și aspectul la timpul respectiv, nu erau toate capitolele, toate investițiile. Contabila de atunci trei coloșuri, de fapt, da. Acum, pe lista care am stat noi la comisie, am mai, în somnul nopții așa, am mai stat și am mai meditat și vă mai pun câteva întrebări. Da. Acolo eu v-am cerut ieri la construirea bazei sportive, având în vedere discuția care am avut cu domnul de la ART, da? De la ART Mâinești, domnul Mâinești. Acolo de la ABC, nu ART, așa? Omul ne-a avansat la timpul respectiv o sumă, fără să punem mâna pe hârtie. Dar am cerut hârtia care a venit la Manicmina, mă confirmat, da? Da. Hârtia care avem, doamna vice, mă confirmat. Avem două hârtii, după o lună de zile, de noi discutam în aprilie, avem o hârtie după o lună de zile, care din discuția care a avut-o noi la școală, pe renunțările, care le-ați prezentat și puții de conturi și au acceptat ideea și până la urmă am considerat și noi, dar un buzunar mai cusut, trebuie să reducem ceva din proiectul inițial, ca să ne facem treaba. Adică nici nu mă gândeam că suntem la 1 septembrie și nu avem și șarpanta făcută alte treburi. Dar omul a venit după o lună de zile, destul de târziu, profesorul, și ne-a trimis o hârtie cu 1.350.000.000. Eu v-am spus de la timpul respectiv, domnule, chemați omul, pentru că față de angajamentul inițial, acum parcă s-a dus că 35.000 de lei, pentru că asta este foarte important. Acum, da. Întrebarea care vă adresez, da. Că nu mai este valabil nici 135.000 de lei ăla. E mai mult decât atât. Da. Adică, cu ce am avut 50.000 în buget, că avem un preț de buget, nu deci avem aici 50.000. Plus, văd că vrei la suplimentar în 140, vreți să fac 190. Acum, dacă te-ai spus întrebare... Miliard, am adus la 1.900.000. Mi-a spus întrebare, vă dau răspunsă. Pe vechiul proiect, care există și lucrarea a început în 2010-2011, soluția era cu iarbă, cu gazon, natural. Da? Condițiile termice care le avem în zonă nu se climatizează. Am găsit o soluție care va persista pe termen mai lung. O placă betonată, cu rigolă betonată, lipită, folie cu gazon artificial. Această soluție, ea este mai costisitoare pentru că implică niște costuri suplimentare. Soluția era cu iarbă, adică la terenul și pus niște sămânțe. Am cerut ieri cu doamna Conta. Deci, la asta, au fost în teritoriu. Să devină hârtia aia, că eu am impresia, deși sunt câteva luni, de când am citit-o acolo cu toții, eu am impresia că varianta care am prezentat-o acolo, dar nu sunt 100% convins, că este chiar cu gazul artificial, în condițiile la 1.350. Deci, haideți să verificăm. Haide să verificăm. Autorizația acum, deci trebuie ținut, scoase toate avizele. Pentru schimbarea din soluție, dumneavoastră știți, sau care a jucat la administrație, ca să schimbă o soluție, deci se face cu reproiectare, pe anumit segment. Reproiectare, avize, memorii justificativ, își și cheltuieli suplimentare. De aceea, vă spuneam că eu am luat o sumă care diferă de la 103 la 142. E 142, diferența e pusă doar pentru reproiectare. Problema dumneavoastră a luat în calcul de la 135.000 de lei la 140.000 de lei. Aceste activități complementare în vederea punerii în aplicare a modificărilor de proiect. Și alte costuri, da? Ați rămas pe zârtia lui 135? Nu, este o premisă. Sumă estimativă, care mi s-a comunicat verbal, și a fost când a vorbat cu copii și a fost și doamna aici în față, au spus pentru finalizarea lucrurilor, cam astea sunt costuri.
Deci ca să ies o lucrare de calitate și... Păi el a, în afara hârtiei oficiale, mai întreb o dată, dau scrisul mai sus. În afara hârtiei oficiale, care am primit-o, o avem, da? Ieri am rugat, cum ești asta, nu atât, nu am spus nimic. A mai venit o comunicare oficială? În condițiile în care ne uităm pe una, ne uităm pe aia la altă, vedem diferențele și acum tragem o poștă simplă, doar, diferențe din poștă. Doar verbalul în comisia care am întâlnit-o și plusul mi-a spus să prindem pe bugeata de sumă. Deci suma asta poate să oscileze, poate să fie mai puțin. Dacă rămâne ceva, mergi pe excepție. Domn primar, doamne, dacă mai puțin, ce facem? Eu am portat o discuție serioasă atunci. Dacă acum condițiile respective, da, nu mai se respectă din aprilie. Aduceți-o în fața noastră, să discutăm cu el, nu doar verbal, să ne pună pe masă scris o bază de calcul. Pentru că una a spus atunci, alta le-a scris în hârtie și alta e valabilă acum. Domnule, să înțelegeți, pentru schimbarea de soluții se face un memoriu justificativ cu soluțiile. Dumnezeu. Deci, dar chestia asta e vorba de achiziții publică, deci nu poate să-mi spună fix acum cu peste 5 cui. Sau, deci, e sumă estimativă, ca să avem un buget să putem de lucrare, poate să mai puțin. Domn primar, dar nu, el nu, doar noi nu plătim o factură acum, noi trebuie să vedem costul de estimație. Dar noi trebuie să avem un cont, așa spun, că dacă rămâne, putem la facultate. Păi solicitați, băi, omule, și așa că când facem o ședință la 7 ani acum, și vine Dumnezeu, odată și facem o ședință de îndată și venim cu toții, clarificăm problema și de îndată. Și solicit și la ședință, poți și să vină, pentru că ori îți faci o comisie. Aia cu dansurile, aia nu-i bună aici. La școală. Am spus-o de ieri, da. Deci, de-aia cât am spus. Dar la nimic, dar cu transferul de bani, suma, avem pentru școală, domnul primar. Da, da. Bună și servicii. 35.000 de lei. Mie mi-a sărut, mi-a sărit așa, în loc, e cam mare suma. Nu cred că e mare. Adică, e cam mare. De aici, cred că ajung o 300. Vorba de achiziționare și de lei de la tineri și sunt multe chestii la școală. Sunt multe, da. Trebuie un pic de chiverniseală și în astea. Că dacă suntem cu dar nu e neapărat să-l cheltuim, domnul Ciorul, v-am spus, dacă rămâne un 5.000 de lei... Domnul primar, dar dumneavoastră nu mai sperați de la partidul stat nicio rectificare pozitivă, că eu nu mai sper. Până atunci mai vorbim. Mai avem ce avem în mână. Băi, aleasă. Am văzut că la filtrul Violeta a spus 5.000. Mi-ați mai spus mie odată și mi-au camit foarte bine. Am găsit-o și în planul de achiziție al oamului. Acolo era... Hai că nici nu mai e 10.000. Ce presupune asta? 10 plus 5? Da. 5, da. O dată nu are un filtru de 5.000. Dar curem pentru că ai zis-o, dar să-l curem? Păi curem pentru să facem la 200 metri, poate 5.000. Da, dar dacă informația nu este completă, vorbim să spun aici 7.000 de întrebări. Am zis în comisie pentru ce trebuie, dar și uite repede. Proiectul de apă și canal, fac scandal aici. Deci, proiectul de apă și canal, mi-aduc aminte de prin 2010-2011, s-a întocmit, foarte bine, mergea atunci, era primar, cu câteva sute de milioane consultanțe, în ani, nu știu de asta. Măi, 150 care nu au prețul la timpul respectiv. Deci, sunt sute de milioane, acolo. Un proiect de apă și canal. Dar nici nu a fost proiect de canalizare. A fost proiect de apă. Și canal. Atunci, e clar că ăla a costat vreo 200 de milioane, la o firmă de consultanță. Uite, o să rugăm pe doamna Anedeu să ne scoate la timpul respectiv, când ați întocmit treaba asta, să vedeți că într-o 150-200 milioane s-a plătit la timpul respectiv proiectul, realizarea proiectului. În ani, eu mai știu cum merg. Asta trebuie să actualizăm. Totdeauna trebuie să ai avizii la zi, totdeauna trebuie să ai autorizații la zi, că dacă spune mâine, hai cu proiectul, trebuie să fie proiectarul. Păi, noi acum, tu vii acum și ne spui că iar vei 150 de milioane. Și cum să le pun, domnule, dacă acest proiect e expirat? Omul ăla de când e expirat, te întreb eu. Asta vreau să te întreb. De când e expirat? De vreo 2 ani. Și trebuie și ca să putem să le punem la fiestă și la țară, trebuie actualizat tot. Domn primar, unde este acum proiectul ăla? Mă duc eu și la înapoi. Este în studiu la cineva să vadă unde se intervină la Bacău, la o firmă de proiectare, pentru că fostul proiectar care s-a ocupat de acest proiect, domnul Amăru, știți foarte bine, este decedat domnul Sală. Dar nu contează că a decedat Sală. Da, și societatea care a fost cu domnul secretar la Dânsul, chiar pe care îți bani și nu-l pierdit. Deci adică să-l plătesc ca din nou. Și respectivul om ăsta, s-a ocupat anterior de reactualizarea, refreșarea, grafarea. Am fost, am vorbit cu dânsul, m-a dus cu proiectul, a spus, domnule, trebuie să luăm ca din mai fără, nu, 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 nu
să vedem pe și apa, de găsim altă firmă de proiectare. Deci acum doar la verificat, a fost o sumă. De PND, EPD, E4. Evident, domnule, că dacă ții proiectul din birou, nu e significativ și îi depunem, avem oportunități de a fi. Prin PND, chiar ne dorim niște hârtii de la PND, de la București, la doamna Roxana Lopner, 3, pentru documentații apă, una, după aia documentați canal și drumuri comunale. Da, și le-am trimis iar. La timpul când intrăm în problemele astea cu acest proiect, vă rog în numele Consiliului Local, care vrem să-l vedem și noi fizic, da, acest dosar, ca să vedem ce conține, să vedem și noi care e structura pe apă și canalizare. Da, poate acum nou Consiliu au alte pretenții, comunitatea a evoluat, sunt alte necesități și au făcut toți file, case, au venit toți copiii din străinătate, le-au dat pământul și au făcut case și ar putea să fie de actualizare ca lumea, pentru că știți de ce? Așa vom gândi, la asta trebuie să gândim și la planul urbanistic general, care mereu am spus, haideți să-l avem și nu e aici. Se actualizează și punctul de stabilitate, asta e bun. Orice proiect care se depune, deci nu se depune proiectul tehnic primar, se depune studiul de fezabilitate sau după caz Daniu, documentația de planul de intervenție. Deci dacă avem lucrări existente, e Daniu. Dacă sunt lucrări noi care nu au existat, îi CF-ul. Deci studiul ăsta de fezabilitate a avut în spate o legislație care s-a modificat și expirată, majoritatea, deci la care se raportau anumite capitole din proiect, doi, aveau niște avizi. Acele avizi sunt expirate. Ca să avem proiectul eligibil, să putem depune spre finanțare la anumite instituții ale statului care finanțează aceste lucrări, trebuie să-l avem de tot. Că dacă nu se dă drumul la o măsură, dacă noi nu avem proiectul, nu putem depune tot. Și atunci ia spune că mai trebuie 2-3 ani în timpul timpului. Sunt de acord. Hai să le facem. Tehnic așa se face. Când s-a întocmit prima oară proiectul acesta, că nu e cum proiectul fondurilor europene, ca să ne dăm și noi seama ce se întâmplă de 10 ani? Nu, nu de 10 ani, din 2011 și... Cum să fie? Dar să stăm și să analizăm, să vedem cum și pe ce măsuri s-au pus și ce s-au cerut în acele măsuri. Dumneavoastră știți că, uitați, mă bucur că este mireiță porocală aici. Știți că tatălui are dat pentru primăria Sulățeni o suprafață pentru bazinul de tatălui, care va fi în aval de cimitirul Sulățeni, știți? Nu știți. M-am interesat. Dumneavoastră, știți cum vine treaba asta? Știm ce vorbim, ce auzim de la alții. Dar eu ce spun știu, pentru că am trecut pe treaba asta, da? Iar orice proiect, când vine, să zicem, pe o măsură, să nu dau unul, voi, voi, penedere, unul, voi, da. Pe ce-o fi, poate proiectul ăsta, vin și spun în felul următor, când e în ședința de comisie, domnul Colin mi-a fost întrebare. De ce s-a făcut Sforțel și Lipăși? Păi era vorba atunci când era pe mediu, de o sumă, da? 43 de milioane. Și când am fost atunci la firma de proiectare, că când calculul tot, Grigorenu, ca și sat, este numeric mai mare decât satul Foreș. Tot în capul am zis așa, atunci facem Sforțeniu și Foreșu. Dar nicio nu sunt prinse toate drumurile locale. Pentru că săream din bani. Iar dacă nu mai bine drumul, dar dați-mi voie să... Nu mai bine drumul, vorbim de apă și canalizare. Dar apa și canalizare pe unde trece? Pe drumul, lăsați cu stămin. Așa, aia nu merge supraterant, da? Și... Am făcut toate demersurile, tot. Ca să vă spun, să știți și dumneavoastră, acum am răspuns de la Agenția de Mediu, pentru că îmi pare rău, domnul secretar, că nu ești de aici. Cătălin, tu mai ții minte despre ce este vorba? Deci stațiile de epurare și de captare erau prinse, au venit cu studiul, da? Celor toate făcute astea, da? Erau prinse pe pășunea comunală. Pășunea comunală l-au administrat domnul Vita, trebuie să știți, a fost consilier. Depinde și sunt autoritate, dacă țineți, dar nu, dar nu, dar nu, dar ducem cârtie. Pășunea comunală, orice luată, era în domeniul public, da? Ce am făcut atunci? Acele perimetre pentru poți de captare și stații de epurare s-au scos din domeniul public și sunt în domeniul privat. De ce? Că răspunsul de la mine a fost așa. Având în vedere că lucrările care doriți să le executați sunt de utilitate publică, așa, trebuie și să aveți toate lucrările făcute pe ei. S-au terminat cu ei, am refăcut toate trebuie, că venea pe metelor și am zis, cum spuneam și domnul Vlăd, chiar și dumneavoastră, că
Domnule, pe anunță astăzi că peste o lună de zile poți să depui documentația pentru. Da? Și atunci, de asta este bine să fii pregătit cu ori. Le-am pregătit tot și la un moment dat Consiliul Județean ne vine cu acel tablou, domnul primar, i-a spus că nu știu. Da? Master plan. Master planul județului, unde au fost planificate toate comunele, când și în ce perioadă și cu ce sumă vor fi ajutate pentru alimentare, apă și garantare. Da? Tot. Aici proiectul s-a dus. Cătălin vine și spune în ședința anterioară că într-o discuție purtată cu cei de la CRAP ne-ar da voie, da? Așa am înțeles? Să ne înțepăm în conducta de apă brută. Păi te înțeleg conducta de apă și foarte bine, mă bucur să dea drumul să fie așa, că știți prea bine cât am avut de făcut drumuri la CRAP când ne-au desfințat apa coordinatul în toată. Da? Domnul primar. Știți că am fost asta. Acum, ca să facem lucrarea asta, să nu înseamnă că luăm și eu tabla de sprijin și o duc în cealaltă sală, tot la fel. Proiect. Dați-mi voi să termin. Așa, vedeți? Și atunci, dacă omul trebuie să le facă pe asta, nimeni nu se bagă în lucrări până când nu-ți vine cu zapisca făcută tot și să ai toate avizele atâta. Știți în ce master plan, în ce etapă suntem noi? Da, nu știu. Și la papa. Da, în 2029. Dar aici vă pot eu da niște răspunduri. Ia spune. Să vedeți dumneavoastră cum s-au făcut treburile. Deci s-au făcut niște studii la nivel de județ, s-au împărțit județul pe culori. Cu zonele unde sunt persoane potente cât de cât financiar pentru a se branșa la acele sisteme de apă și canal. Deci, culorile mai deschise la culoare sunt culorile care vin mai târziu, culorile, deci cum s-a întâmplat, mai culoare. Deci, dânșii au gând în felul următor. Investim într-o anumită localitate sau comună sau aglomerare urbană, așa, în funcție de bazinele de apă, bazinul, că nu putem să luăm în calcul și nivelul bazinului Tazău Trotuș și nivelul bazinului Ghisita Siret, care e mai jos. De-aia nici n-a fost prins pe jarul pe acel proiect, tot din cauza asta, pentru că e din mărginele. Noi suntem pe adreaz și pe reși Tazău. Deci au plătit pe aceste culori și au făcut niște studii în teritoriu. Cine se branșează? Omul de, dacă vă dați ala exact ca la gunoi, omul toți, și se adună, dar nu plătesc decât jumătate. Exact la fel și aici. Omul are apa, dar nu se leagă toți. Sau are canalizarea, nu se leagă toți. Ca să poată să funcționeze un sistem de genul ăsta, trebuie să ai un anumit capital de funcționare, da? Ca să plătești oameni. Bineînțeles că primăria nu va putea niciodată gestiona personal această structură. O va gestiona CRAB-ul, prin delegare de gestiunii, că dânsii sunt abilitați, chiar dacă facem noi, o dăm prin delegare de gestiunii lor. Dar să dea Dumnezeu să rezolvăm apa și canalul, eu cred că până la urmă avem și niște pârghi în spate care legea obligă și legea, că poate vă confirme și doamna Ricci, că în momentul în care îți trage apă, trebuie să fie și canalizați. Deci este obligatoriu. Astea sunt pârghile noi ca să putem să implementăm proiectul de astea pe viitor. Ce valoare are? Vă spune 1,7 milioane de euro. Apă și canal împreună. Cu cofinanțare 10%, am două locale. Am două. Florești și Măcel. Deci atenție. 1,7 milioane de euro. Deci cu cofinanțare de 10%. Cu care se refreșează acum, care îl va duce la AFIR și cu să așteptăm. Pentru că pe marginea dacă ducem la AFIR, suntem în exact noi ceva peste... Domnul Gelu. Sunt două posibilități. PNDR-ul 3 să se deschidă, dar acolo intrăm cu cofinanțare 10%, AFIR-ul ea și finanțează 100%. Astea sunt, cum să spun eu, de la partid, cum sunt directivele, de la partid date, care se meargă primare în teritoriu. Nu am să fără politică aici, fără politică nu fac. Mai ales ceva ca să... Mai am aici o întrebare, că am văzut proiect Florești, 120 de milioane, doi proiect? Eu am zis așa, adică să le pregătim clădirea. Și dacă este expertiză, se cheamă un proiect. Cu
copacii. Păi de cu sumă. Dar ce acolo? Deci asta e ce nu ați proiectat în sumă. Iertați-mă. Deci aici, banii din viață. Dar nu e, în ce vorbim, bate mapa în timp. Da, da. Clar. Bun. La proiectul de pot, aveți 8 miliarde 200... 8 miliarde? 8 miliarde 200. Da? Așa? Deci ăsta este proiectul care se vede pe site-ul, așa? Deci ăsta e. Vă că ați mai băgat. Deci aici vă că ați mai băgat. Deci asta e sumă care o să o avem. Nu. O finanțare 10%. Trebuie să ne punem noi 4%. Asta vreau să întreb. Asta e 20.000. După exemplu nostru. Asta 20.000. Aici v-ați scris întotdeauna. Ce mai avem de făcut aici? Că sunt două... Proiectarea vizii și ce trebuie. Asta e apă. Eu aș fi trecut, pentru că dacă gestionăm orice pot, treceam 15. Asta este punctul meu de vedere. Aici la pod. Înseamnă că există o nemulțumire la nivel de intrarea comună.
probabil discuții una alta, dorințe, care ne primite de ani de zile. Aceasta a determinat ca oamenii aceștia să fie prezenți aici. Au zis, doamne, și eu astăzi, deși eu am mai fost la câteva ședințe, dar asta e. Nu știu dacă părinții trebuie chemați, întrebați, ce e de făcut, unde e de făcut, ce are ceva de parte. Eu cred că primarul trebuie să cunoască bine situația cultelor dintr-o localitate, a cimitirilor, ordinea și celelalte, pentru că fac parte din comunitate. Vede necesar, așa cum am văzut la alte comuni. Am văzut la Ardioane și Biserica Catolică care e la drum aici, un gard de fier forjat, făcut de primărie, nota 10. La Berești, toate bisericile. O biserică, un monument istoric de lemn care acum mai e funcțională, e făcută de la A la Z cu avizul, cu proiectul, cu tot ce trebuie de către Consiliul Local. Sigur, ar trebui să știe primarul care sunt nevoile și nu să risipească. Deci aici vreau să zic, nu să risipească 100.000 de lei, 10.000 de lei, 100 de milioane vechi, la fiecare biserică în mod egal. Ca să împaci vaca, capra, să fii la votare, prieteni cu toată lumea și cu ceilalți. Nu. Vedem ce nevoi sunt, clare și concrete. Anul ăsta, să facem cu banii și toți, sunt 300, au fost 450. Domnul Zantrescu a zis să dea ce să faci cu 100 de lei, vreau 350. S-a dus după aceea, au fost 350, săptămâna trecută era 35 de lei. Ani după aceea s-a dus la 350. Nu mai vrea dispărit, dacă nu vă supărați că... Da. I-am sugerat să vă invite pe toți trei. Da. Ca împreună. Da. Având o discuție, ori există soluția, iau unul toți bani odată, ori atunci, nu. În funcție de cum vă înțelegeți, ca să nu fie vorba de discuții, așa se ia fiecare. Mai mult decât vreau să vă spun. Eu am susținut, dar mi-am făcut o demonstrație ca să nu vă dea 100, să vă dea 150. La fiecare, dacă există soluția. Dar mi-a demonstrat fixul că nu avea de unul. Eu vreau să scot în evidență foarte clar că nu e treaba preotului o anumită sumă în care... Consiliul Local este cel ce decide pe lege și legea primează. Vii la Scorțeni, la Biserică, domnule, astea sunt două biserici, nu una. Iar dacă vorbim de o biserică din Bogdănești, dincolo, ia și din altă părți, pentru că sunt sub teritoriul Floreștiului. Preotul de acolo e de la Pârjol. Deci are și de acolo o subvenție și este reținut. Și astea sunt filii. Filiile nu au același caracter și același drept ca o biserică parohială. Așa cum sunt și celelalte, de pe alte părți, mai dăm exemplu. Consiliul Local ia decizia, spune, domnule, trebuie făcut un gard aici, facem gardul cu toți banii, nu avem treabă. La anul facem la Grigorea, la anul facem la Bogdănești, la anul facem la... după nevoi și după necesități. 100.000 de lei, vechi, fiecare biserică, fiecare de la preotul, ia două mașini de lemn, ia o mașină de lemn, ia, de exemplu, cum e cazul la mine. Nu, așa pe investiții. Pe investiții. Nu pe lemn, nu pe lemn. Sau pe ce să faci acolo. Dar nu poți să faci un lucru. Dacă, de exemplu, erau banii ăștia la o parohie unde era nevoie de ceva concludent, să rămână de-a purul 100 de ani, mai punea parohia 200 de milioane, 300 de milioane și cu 300 de aici se făcea un obiectiv care rămânea și e ceva valabil. Așa ca să spui el cu fiecare. Și, într-adevăr, domnul Mihăriță, a zis foarte clar, și pe numărul de locuitori, nu pe filii. Filia aparține unei parohii. Și parohia respectivă își îngrijește și filia. Eu am de zis, eu, Scorțenii au două biserici, într-una plouă. Și este un moment istoric. Am demarat, vorbeați de proiect. Eu am demarat proiectul și sunt spre finalizare. Am proiect la Biserica Nouă, care e terminată pictura, mai sunt datorii aproape 200 de milioane plus ce va fi cheltuieli de recepție și alte lucruri care sunt nevoie, de maximă necesitate. Pentru a fi sfințit este un și așa, eveniment în satul ăsta mort cop. Avem, deci așteaptă o sfințire, care este ceva emblematic pentru toată comunitatea asta, pentru că nu este o biserică pe care este pictată Nicolae Torița. Știi toată lumea și stă acolo și acum ce am putut eu face cu munca, cu remorca, cu spatele, cu câte un om, cu corpul acolo. S-au adus bani, s-au investit, dacă era o biserică de pe iarbă verde, era mai ușor de făcut decât să faci ce s-a făcut la biserica de zi până la punctul respectiv.
consolidată toată, de la minus 5 metri din pământ, acoperiși plane adus din Suedia, centrală mare, care costa numai 1 miliard și ceva numai cu clădiri separată. Acum, de exemplu, ne trebuie în jur de 400 de kg de artigel cu vântul, când a venit cu furtura aceea, a luat cu tot bazinul de expansiune, îi rup tot acolo, trebuie o mare intervenție acolo și pentru ISU, să avem aviz. Și câte alte sunt. Deci nu se poate pune punctul școala de Scoțeni cu școala de la Florești, la investiții, la cheltuieli și la celălalt. Adică una necesită 5 lei și alta necesită 2. Mai ales că sunt două obiecte. Sunt multe de spus, eu nu vreau să mai intervin, dar de ani de zile, eu sunt, cred, cel mai vechi aici în satul ăsta, din ceea ce sunteți aici, aproape 30 de ani, aștept și eu de la dișeviță, mă mai interesez și salut de picolo, picolo, vax, ca să nu folosesc alt fel de cuvinte. Și probabil asta de termen și pe oameni. Oamenii întreabă, pensa, ce se face, dacă se face, dacă nu se face, dar... Domnule, apropo, spuneați de Partidul Guvernământ. Care este acolo? Suntem în tandem cu el, nu? Să zicem. Și obții de aici, la București, la cum poți să plan local, pe plan județean, pe plan să mergi, să alergi, să te duci, să cauți, să aduci ceva, să faci, să crească ceva, să vadă ceva. Că dacă n-ai bani, nu faci nimic. Și primul lucru, oamenii primari, trebuie să aducă bani. De unde scoate, nu contează. Că îi aduce din fonduri europene, din AFIR, din SAFIR, din ce îi aduce, să se aducă bani. Aduci bani, faci, nu aduci, nu faci. Și atunci am parte și acolo, nu trebuie să întrebi părintele de la Florești, Giurești, Scoțeni, părinte, nu domnule, am un buget de 300 cu Consiliul Local, iar decizia și am acoperit o biserică. Și eu am luat ploaia, la anul fac altă. Dar ce a fost tot din partea Consiliului Local, ca așa să fie omenești și să chemă pe toți trei și fie o discuție echidistantă și echilaterală. Da, eu am fost deci, au fost idei în Consiliul, eu am cerut după azi așa mine, poți să vedeți Consiliul Local, de aia vă de exemplu, de exemplu, o să nu intru în amănunte. Părinte de la Florești spune ce că păi, eu mă spun episcopul că am de 3 ani, n-am făcut nimic aici și am nevoie să-mi dați bani acum, peste 2 ani, că nu mai sunt sau să-i fac ca să fac și ceva, dar tu vrei să faci ceva, să te afli tu cu banii comunității, ăștia-s banii comunității și de aici pleacă mai mult spre acolo. Nu, nu, pentru comunitate. Eu înțeleg, dar... Haideți să nu denigrăm ăla de acolo, cum ăsta la altul de aici. Ce s-a putut face, s-a putut face. Iar ceea ce face preotul, nu face pentru părintele de acolo pentru dânsul, părintele Ceaușu pentru dânsul, părintele Cristi pentru dânsul. Face pentru comunitate, de asta nu este bine. Chiar dacă suntem noi făcuți, așa cum sunt spunea și colegul domnul primar, ieri, din acolo înainte, să nu mai fim făcuți. Chiar în fața camerei, după ședința din comisie, niște păceare și ședință, să nu credeți. Iar investim la omul. Eu nu mă sunt la jucă alături de Chiron. Eu v-am spus un dar problema se pune așa. Trebuie că v-am mai spus și vă rog frumos să mă înțelegeți. Mulți vorbesc din ceea ce aud, dar eu ce vorbesc știu că am trecut de treaba asta. Nu are cum primarul să se ducă să-mi spună, domnule, știți că eu am nevoie la Scoțeni de 10 miliarde, cum spune dânsul. Foarte bine ar fi să se dea. Dar atunci când sunt bani, tot timpul, sau cât a fost, puținul ăla s-a dat. Dar dumneavoastră știți că dacă se dau bani și rămâneți și nu plătește o factură, domnul primar, de ce nu-i explicați că nu plătești o factură, ce se întâmplă, ce primiți dumneavoastră ca și unitatea administrativă? Că vă bagă ăștia în insolvență în minutul 1 și o să vină colega, colegul, toți așa și o să spună. Domnul primar, au trecut 30 de zile, eu vreau să am salariu pentru că uitați, am fost la serviciu, cu oameni care plângeți, de asta trebuie să se înțeleagă chestia asta. Eu nu sunt de la Florești. Și dacă a trecut să-și părinte la Florești, nu că sunt de la Florești, da? Chestiunea este că fiecare vrea să facă și foarte frumos. Banii sunt puțini. Ei, asta vreau să se înțeleagă. Banii sunt puțini de parohii. Parohiile trebuie să ne gândim că, de fapt, sunt primele obiective care, într-o comună ca Scoțenii, care poți să te duci cu cineva în vizită. Deci cele trei parochii, față de oricare alt obiectiv din comunitate, sunt cele care totuși la un rang, să zicem, social, economic, prin implicarea preoților parochi și prin bănuții care au mai avut din sat, din buget puțin sau mulți, ne reprezintă. Deci noi nouă ne trebuie bani mulți. Eu
rog, aș fi să gândim, noi ne-ar trebui măcar anul ăsta, 1,5 miliarde, pentru biserică. Și atunci, așa trebuie. Eu nu spun că l-am dat în calcul. Nu știm. Propunerea mea este în felul următor. Dacă ne-aș Dumnezeu și avem bani. Rămâne situația acum așa, dacă la rectificare primim o sumă mai mare, ne întoarcem cu toții mai aplecați, la o discuție împreună cu preoții noștri, fără să mai discutăm, că ăla e așa. Pe strict analiză și au unor necesități mai mari sau mai mici, dar și să avem un pic și în dinamică. Deci, nu știi ce bani e dat în 1.000 de ani la biserică? Cătălin n-a apucat să dea. Acum e numoare. Dar tu știi, exact. Da? Și atunci putem face și o analiză față în față cu necesitățile, dar și cu ce am avut în ultimii 2 ani și cu ce energie la rectificare. Eu am vorbit cu părintele și cu părintele și când nu era și domnule, am spus, părinții, depuneți la noi o cerere ulterioară, în afară de ce avem acum. Și până la viitoarea rectificare, pentru susținerea ceea ce am spus că aveți sfințire. Dacă putem, dăm 30 de minute, dar acum câți bani pentru toate 3. Acum, sfințirea nu se face nici doamne. N-am înțeles să... Adică, așa ne rugim cu o discuție, nu terminăm discuția. Trebuie să știm un singur lucru. Emblema unei comunități este biserica și școala. Că vrem sau că nu vrem, că ne place sau că nu ne place, aceste două obiective trebuie să fie prioritare. Când ne naște mergem la biserică, atunci când închidem ochii pe lapse. Deci, a intră în obligația noastră ca atunci când putem să ajutăm cu cât mai mult. Dacă luăm și punem în comparație cu alte cheltuieli și multe alte prostii, pentru biserici, cât vine aici? 10.000 de lei de biserică, e așa un praf aruncat în loc. De-aia am zis să fim mai tineri, nu simți la sume acolo, poate totuși. Aici. Eu închei și mulțumesc pentru cum ați îngăduit. N-am vrut să spun. Deci, cătare, la rectificare, luăm în discuții din nou biserică. Nu am vorbit așa. Asta e treaba. Poate doar Dumnezeu și fii pozitiv. Am pozitiv. Da, pot să spun. Indiferent fi pozitivă sau negativă, intră în obligația noastră. Doamne, pozitivă nu înseamnă nu eu. Eu vreau 10 miliarde. De-aia reprezintă partidul. Doamne, eu am vorbit cu un primar PSD. Nu dau numele, dar e în zona noastră. Cu primărie din categoria noastră. Știți cât are bugetul? 100 de miliarde. Da. Și eu acum caut prin alții, prin altul, la Bacău, să văd de ce ăla la aceeași categorie de agră. Nu cred că m-am mințit. Că din gelul am 100 de miliarde. N-am mințit deloc, asta spuneam și eu, că e vorba cum acum. Eu acum caut să văd cum, prin cum Ministerul de Finanțe, prin ce legi, prin ce pârghii, prin ce indicatori are ăla 100 de miliarde. Din asociația datoriilor și amenzilor, domnul, știți că avem 12 miliarde. O să discutăm, o armătate. O să vă întreb de el ce am vorbit. Dar eu vreau să închei, vă rog frumos, că am spus de sfințire. Eu nu punem problema sfințirii, ca să ajung la sfințire trebuie să termin lucrări. Eu vreau de lucrări, nu de sfințire. Și n-am vrut să vă uitați să spun ceva de când le-a spus că vrea să facă ceva, dar nu. Că vrea să facă să afirmă cu ceva, faci tu personal. Aici nu vreau să dau absolut nimic, vreau să vă uitați. Nu vorbesc despre altcineva. Ca să sfințesc o biserică, trebuie să fie lucrările terminate și bani să investesc pe investiții, pe lucrările respective. Mulțumesc frumos! Să-l intre, da. Da, da, domnul fost primar, am văzut și chestii de față. Da, bine, da, așa. Așa, și a fost un soluționator al dumnealui. Și m-a deranjat faptul atunci când domnul Brotin, la ședința de instalare sau prima ședință al actualului domn primar, a spus că, părintea dumneavoastră, dacă ați vrut să ceriți. Eu n-am avut, a fost vorba de tupeu. Am avut o discuție particulară cu domnul primar. Părinte, astea sunt condițiile, când o să fie bani, o să vă dăm. Întrebam persoana, domnul primar, sunt bani? Nu sunt bani, nu sunt bani. Atunci, la ce să vin să cer? Părintele fie mai insistent, o să spun și Pavel chiar de aici, dar eu sunt împotriva că nu meritul. Fiind mai mulți enoriași și venitul este mai mare, obligatoriu. Aici sunt două biserici, într-adevăr. Dacă sunt monumente istorice, da, sunt bani care pot să vină și la patrimoniu și așa și. Da? Și o biserică de... O biserică de... Cum este la Grigore? Eu am pictat-o, nu eu. N-am primit un loc din nicăieri. În special, dar discutăm la Consiliul Local. Deci atunci eu, ca primar, mă cunosc ca discuții așa amicale, particulare, am avut cu domnul Ambros, cu domnul care a fost înainte
l-am avut cu Popa, nu știu și Dumnezeu să le ierte. Asta și n-am fost deloc la primărie. Am făcut sfințirii în 2001, cu ajutor bănesc din partea măriașilor, n-am primit niciun leu. N-am tărăgănat, n-am lungit cu pictura, în sfârșit, dar e o problemă acolo cu interpretul contractului. Trebuie pus niște condiții și clauze, nu se primească numai avantajul pictorului sau azugravului, ci și a tău beneficiar. Eu am făcut și biserica, m-am sfințit la Uncești, în 99, pe timpul Ceaușescu. Cu tremurile în 86. Mi-au dărâmat o biserică, aveam două biserici acolo în parochie. O dărâmat, era foarte greu. Dar trebuia cu intervenții, trebuia să se duci. Și dacă nu făceai fără aprobare, vinea și te amiertați, făcea. Și chiar a fost spus, m-am dus la prea Sfințitului Achem Vasculeanu, Dumnezeu să-l ierte, poți că voia, dacă faci fără autorizație, te permite la prea la Vaslui. Erau să puneam niște condiții în sfârșit. Dar, cu ajutorul oamenilor, dacă și la problema cu încheiatul contractului, acolo sunt niște clauze care le pui. Chiar am pus acolo pe termen. Lucrarea și este un principiu. El să fie dator la tine, nu eu să fiu dator la el, lucrarea să fie mai multă. Dacă e dat mai mulți bani, atunci el te recomandă cu lucrarea. După aia. Stai puțin. Aici de la, cu pictura de aici la Scorțeni, se tărăgărează 20 de ani și-a mai durat vreo 20 de ani, asta e cu totul altă treabă, nu știu, nu mă interesează. Au venit bani cu treabă, nu mă interesează, eu nu zic din invidie, nu zic. Cu toate că a fost apostrofat, că sunt invidios, că în sfârșit, că nu sunt invidios. Asta mi-i statutul, atâta tot. Acum mai este și o zicală, ci după mă trebuie să mai și dea, nu mă să ia. O taie în două și o dă persoane înapoi, eu nu duc de ce cazi mă cu mirosul, să legeți, și la doilea rând, dar mai șoară și la oră, și eu nu știu cum e buzunar. Pentru că asta e problema. Asta este parochia, asta mi-e destinul și poate de tot. Acum, deci nu e ceva facultativ. Și domnul primar, niciodată nu a invitat, atunci când a fost un ciclaos acum un an, țac, 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 în sfârșit. Cu ce? Promisiunea cu încălzit un biserică la mine. Asta cu domnul este mă rog, e gata. A fost din primul. Nu, dar e gata? E gata, da. Foarte frumos. Am adus o factură la... Foarte bine. Nu sunt deranjat de acea 100 de milioane de anul trecut, care le-a stat la parochia Scorțeni. Așa. Înțelegeți? Dar nu e. Așa. Și atunci, ce ai? Trebuia părțit de trei. Eu acum că am fost la întâlnire cu... E vorba de fosă, da, știu. Da, nu, știi ce. Gata, știi. Dar acum cum se cheamă? Că dacă nu cer, nu se dă. Care se ieșe? Cer. Bă, atunci acolo a reprezentat ca șef al comunii. Deci, băi, s-a dat o dată, s-a dat două ori. Lasă, mai dăm și la urmă. Și domnul primar a concertat foarte bine. Și atunci când ne-am întâlnit toți trei, atunci acum vreo două săptămâni, așa vreau la stabilitate, domnule, împărțit. Sunt necesități la nimeni și la nimeni. Bă, rând de oră. Atât am primit. Am avut discuția. Chem preoții, discuți la o cafea și dacă între ei este o înțelegere, în care toți trei renunțe la o treabă și iau unul dată, unul. Deci a fost și varianta. Dar, din câte am înțeles tot de la primar, este cu fiecare ține de bucățile. Dar la avut nu se mai dau. Și la avut sunt alte de ce. Să dea Dumnezeu să fie mai mult și cele. Dar ceva de ce. Dar și varianta cu renunțe. Nu mai pentru unul. Vine acolo confundere. Pentru o dată de cum se cheamă, de... Putea să ia de asta o dată. Dacă nu, domnul primar, dacă am trecut o dată la părintea, nu discutăm, nu-i dau preotului. Am dat 100 de milioane. Așa. Am asta sunt trei, da? Dar la părinte, n-ați făcut cerere, cum a zis Vică, vreau, nu vă spărați. Am făcut cerere, vreau, nu vă spărați. Am trecut la regică. Și exact asta. Domnul, m-ați zis să cereți. Nu, părinte. Nu, părinte. Vă aduc aminte. Unde au fost consilieri din Grigorie când s-au făcut chitări de bugetare? Domnul a fost primar aici. Am venit cu fostul consilier Tătaru când s-a făcut rectificat de bugetare. Am cerut pentru parohie. Da. Consilier din Grigorie. Domnul Romic Câmpanu. Unde a fost? A fost absent din consiliu, total. De ce n-a venit la domnul primar? Mai ales că era în același primar. Domnule, avem și noi o parohie acolo. Ei, atunci domnul primar avea un dacă consilierii nu sunt interesați, domnul primar trebuie să-i interesați. Nu, și-a venit cu confundere, așa. Dacă tot că... Nu,
nu am nici propunerea, ca să iau toți anul ăsta. Dar azi, mai hai să împărțim. Poate nu și eu pe așa normal să fiu. Dar să nu părinți numai la 100, dacă e din scorcent. Dacă e din scorcent. Dacă am putut doar la scorcent, pentru că stai la limărit, așa te vezi să fie. Pe eu ca și consilier, de aici, din dirigi din scorcent, eu m-am dus la început de scorcent. Hai să... Vă rog, și atât. Ca să fie echitabil. Domnul exprimant a zis că lumea șterge. Foarte bine. Deci propunerea mea este așa facultativă. Dacă s-a luat 100 de milioane, 100 și cu 3 de anul ăsta 4, părintele a luat 100, luăm la parohia catolică 100, aici la Grigorene 100 și 100 împărțit în două. 30 la catolic, 30 la Grigore și părintele mai ieși eu 4.000. 40 de milioane. Mai este. Și are să fie plus. Da, da, da. Mandatul ăsta noi n-am dat. Bine, atunci am părțit în mod egal. Pentru ce trebuie bani? Exact cum a fost cu centrala, a făcut factură și a zis că cu destinații precise. Voi aduce, primesc bani cu destinații precise, factură pe fața așa trebuie ca așa. Indiferent cum ar fi, din așa puțin bani cât avem, avem obligația morală ca la următoarea rectificare bugetară, morți, scoți, trebuie să mai dăm... Vreau să-mi spun pentru Consiliul Local și pentru Consiliul Local la toată comunitatea. Un monument istoric și gardul la biserică, eu n-am voie să-l fac fără avizul Ministerului Culturii. Pentru că este obiectiv în baza obiectivului istoric. Sunt două biserici în una. Cheltuielile la Biserica Scorțeni sunt de 3 ori față de celelalte. Și vei. Bun. Asta... Bă, există angajat de rog. Deci parochia nu suportă nimic. Ce spun, adică? Tu spui asta. Da, în două minute. Da, și în două minute. Cu precizarea că fiecare dintre preoți, indiferent când o să avem noi fixat următoarea dată pentru rectificare, nu așteptați până la data respectivă, ci fiecare dintre dumneavoastră va adresa o cerere către Consiliul Local în care vă rog să menționați rog pe Părintele Cristi să urmărească și el înregistrarea, să specifice în cererea respectivă, către Consiliul Local al Comunei Scorțeni. Prin prezent, am vrut... Trebuie ce să învățați camerele depuse și... Uitați, asta vreau să exact. Problema o putem discuta când avem barul de masă. Nu mai spuneți să ască forțat, nu știu ce. Când are barul, atunci putem să invităm de părinți. Am dosar reactualizat pe proiect care l-am depus de ani de zile, de cât doar 5-6 ani de zile, fiecare an în ianuarie, să intre în buget, să intre în discuție. Sub forma asta, spuneți acum. Deci eu vin cu dosar, cu proiect. La pictură, nu ai voie să pictezi cu nimeni decât cu cei care sunt autorizați să îți vadă la monumente istorice. Iar banii care domnul primar i-a dat 400 de milioane la Biserica Scorțeni au fost pentru pictură, s-au dirijat direct, s-a redicționat la București pentru restaurarea picturii. Deci 6 miliarde.
De 6 miliarde de lei nu se pot scoate și noi din comună, nu s-a strâns decât 1 miliard de lei. Pe bază de documente, să vadă toate celelalte cheltuieli. Deci, ca închei să le spun. Da. Mai ai ceva? Proiectul, aveți zice proiect Sorești, 120.000 de lei. 12.000. 12.000, pardon, da. Da, nu știu s-o dată la aceeași întrebare. N-ai făcut la tine. Nu, nu, nu. Și până la urmă cum rămâne? La ce stat de rămâne? Să dau banii sau nu-ți dau banii? Nu, nu, trebuie făcut o expertiză, dacă se pliază, facem proiectul, dacă nu, 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 nu. Îmi ia scris, mă ia problem, dar... Deci trebuie să facem o expertiză, domnule, da? Am răspuns o dată la ce se face. Ca să vedem dacă se pliază. Evitați să le spuneți în scanări la vedere, să știi toată lumea că se întrebă sau cum. Mai răspund, nu, 5 minute. Am răspuns la unul de răspuns foarte scurt. Eu răspuns mai clar, să înțelegem exact. Este legat de, este legat de Fundația Elvețiană. Da, da. Da. Fundația Elvețiană, expertiza, să se vadă dacă se poate investi în aceeași, să investească în aceeași, în acea clădire. Și dacă investesc, dacă e legat de ea. Pe mai multe ori. Deci atenție. Nu faceți treaba asta, pentru că noi nu am luat o decizie pe ce obiectiv merge. De exemplu, vă spun acum, dacă tot am avut la Terzezon, Fundația Elvețiană, eu am studiat, am cercetat, prin mai multe filiere. E ok, e prin hotărâre de guvern, din 1994, pe problemele copiilor, strângătare copiilor, ideea este în felul următor, că în asta este o greșeală capitală. În momentul când a venit reprezentantul acestei ONG-uri, trebuia să adunați Consiliul Local în majoritate, să spuneți, uitați, dragi colegi, am treaba asta, în adresa care uitați, chemați reprezentantul, ni se prezentau domeniile, că e vorba de copii, la fiecare, și discuția a plecat cu transparență, echidistanță, că știți ce a spus dumneavoastră? I-a spus și i-a dus direct la părești. Și ați creat o tensiune în Consiliul Local, fără să veți, fără să gândiți. Nu, a fost așa. Și răspund și după aia să-i răspund domnul Ghiol. Deci în momentul în care a venit Fundația din Elveția, au venit la primărie, au venit patru doamne și au spus unii pot să investească în copii, în Comuna Scoțeni. Și le-am dat două variante. Reabilitare termică și grădiniță Scoțeni, sau unii să facă chiar atunci făcea activitatea cu varianta. Unul unde erau toți copiii din comunitate la Florești. Și s-au dus în teritoriu, au văzut despre ce e vorba, au rămas să vină în noiembrie, văzând că cu adevărat se face activitate la nivel local cu o sumedenie de copii și prin mai multe așa, au revenit într-o săptămână, dar în prealabil a revenit, au vorbit cu fetele de la UNICEF. Au și o adresă, bănuiesc, în care au solicitat să formeze trei grupuri mixte. Grupuri de conducere în care se vină un polițist, un preot, doi, trei consilieri, părinți, deci s-au format și copii. Au fost interpelați pe anumite, la multe ore fiecare. Deci nu au fost toți grămadă. Deci nu au fost toți. Problema este în felul următor, că noi toți trebuia să discutăm problema asta. Și atunci, la rectificare, n-ați mai bine să mutăm ăștia 12.000, să-i băgăm la bunuri și servicii? Nu doar. Păi da, dar noi când votăm acum... Haideți să terminăm cu termenul. Din toată sondajul care l-am făcut și eu am venit la Andreea Mâine, când m-a schemat Andreea. Am discutat cu doamna acolo, a spus câțiva de față. Am tras concluzia din sondajul făcut către copii, dar și către părinți, majoritar, vreau loc de joacă, vreau loc de recreere. Și să știți că noi trebuie să ținem cont de ce au celor copiii, primordial. Asta a fost menirea fondajului. Atunci, în momentul de față, noi nu avem o decizie vis-a-vis de ce facem, dar nu o să o pierdem. Da? Nu o să o pierdem. Iar acești bani, deocamdată, la sugestia, cum a zis și Mircea, putem să-i băgăm, nu neapărat acum să-i ducem, că dacă îi ducem, urmă imediat îi cheltuim. Că la noi să cheltuim bani, uite așa trece pentru noi. Că nu știi cum. Lăsăm așa un pic, până când ne dumirim la cap, ne limpezim și față de situația care o adoptăm, banii tot ne trebuie. Asta e. Da, corect.
Da, acum cum rămâne aici? Deci cei doi sămenești cu toată afară. Rămân așa. Deci în situația în care noi vom lua o decizie, rămâne pe suma discutată la rectificare, pe obiectivul terdezon. Dar e un proiect. Dar nu știm care e încă la hotărâre. Nu la hotărâre. Deci toate astea se fac un proiect în hotărâre, domnule. Mai am prins pe fir. O ce proiect. Deci rămâne banul la dispoziția pentru terdezon, fără încă noi nu am luat decizia pe ce obiectiv. După hotărâre. Deci aici nu se fac un proiect Florești, ci proiect terdezon, da? Da. Deci modific aici. Deci proiect, vot. Supunem la vot? Da, și eu acolo, eu n-aș vota pentru că nu mai lămurit deloc domn primar cu ăștia de românești. Nu a venit nici adresa aia, vreau să discutăm una cu voi mai. Când vine personal, merge să mă rog. Cine este pentru? Bine. Nu vreau să mai discut o problemă. Problema cu drumurilor, 3500 de lei. Se există și domnul Marcin, ar gândit să facă banii ăștia 3500. 350 de lei. La ce? La drumul. Avem un excedent. Să vină să vreau să vină să faci cu banii. Foarte clar. Și foarte scurt. Avem un excedent de bani necheltuit la 30 ceva de mii și cu banii care i-avem acum, să petruim cu piatră spartă drumurile în parte. Că balacul nu se mai pliază. Deci, aici era 100 de mii. Noi vrem ca fiecare consilier în partii să avem un plan al dumneavoastră, să avem noi, personal. Dar ia vedeți la primărie în partii să supraveghem această lucrare. Ia să vedeți dumneavoastră la primărie când se face lucrarea și să supervizați că suntem consilier. Dumneavoastră dirijați firma unui să meargă unii trebuie. Nu, nu sunt sigur în primăria asta, am câteva magici și cum intrare știți foarte bine că ai mai lucrat, nu le-ai lucrat. Deci lucrării s-au făcut, nu putem să aruncăm cu noroi, că de una jumătate de când sunt primar, nu m-a pune să pareze asupra mea nici chestii și nimic nu face nimeni. Hai să facem pe aia, să lăsăm gura. Și dați că datorii la primării, când asta ați face. Mi pare foarte bine ce am gândit. La șanțuri betonate v-ați gândit? Ne-am gândit la multe, domnule, dar trebuie să facem... Dacă spuneți din teatru spate și drumul ăsta. Drumul la doamna inginer este bază. Da. Nu poți să pui balat. Trebuie făcut și șanțul. Asta e domnul primar. Aici a zis bine. Da, dar și șanțul trebuie să-l facă numai primarul. Și vreau să consider locat. Deci se merge din poate în poate să-l spune să-și facă treaba, domnule. Din sumul este. Să lăsăm la asta. Aveți prins un drum, o șanț, să faceți un șanț în drumul în banii ăștia. Fiecare drum care se face trebuie făcut și șanțul în el. Sunt bănuți, pietruim, aducem un cilindru, pietruim cu piatră spală. Nu mai facem cu balast în spală. Și să terminăm cu aruncat. Am întrebat să știm, să știm. Să nu uităm. Dar ce te-am? Cum te? Gata. Să par veste. Să nu uităm. Hai să ne întoarcem. Vă derajează să ne asume. Nu mai balast. Aici, în proiect, a fost 1 miliard, dar nu. Cât ai documentul? Cât ai cheltuit în el? Ai idee? Poftim? Deci, în proiectul de la început, deci în proiecția de buget, am avut 1 miliard la reparații drumului. Deci nu avem aici 1 miliard. Da? De aici noi am cheltuit. Da, pe trimestre, am împărțit pe capitole și pe trimestre. Ai idee acum cât am cheltuit? Pentru că tu vii cu ăștia 35. Sunt 36 de mii cheltuit. 35 de mii, ăștia tu vii peste aia ce au rămas din miliard. Da, nu știu dacă... Și atunci vedeam să zic, până la sfârșitul anului, 35 care îi punem în rectificare aprobă. Și mai sunt 36. Ținem ce mai avem. Sunt 36. 36. Iată-te, vop și așa. De câte vopți așa, haideți să faci de asta spun că mai puțin, faci 2 metri de drum, fără hotel, decât să faci iar 7 uliți cu balatul, care îți fală numai noi. Astea în pantă trebuie făcut. Dragobelea, să vrem în pantă drumul la doamna inginerie, drumul de bale aici, înspre Avram, care sunt stricate, trebuie să-mi facem pe piatră spate. Ce ce din vreau? N-am auzit nimic de celălalt de sală până acum. A spus numai doamna... Vă răspund și dumneavoastră. Ce se pune chiar dacă vă reîntare nu se amură? Vă răspund și dumneavoastră. Deci m-a întrebat un pățire, vă răspund și dumneavoastră. Și las pățire. Și am întrebat și voi. Și câți ne-ați face? Domnul primar, opuște aici. Vă zici domnul Mihăiți. Facem drumul cu piatră și cu asta. Dar eu știi că nu de nici la șanțul să ne grepăm. Nu are și pățire. Nu ai făcut mă omule, tu mai trebuie. Dar tu vrei să faci și ce vrei să faci? Ce să faci? Și mă să faci? Cine
doamne, dar ne-am notat amendamentele cu Terbezon, cu... Da, am notat și cu Maniprina. Acum am ajuns la secund, ne-am oprit când a fost Petru, când a început acolo. Dacă nu mai sunt discuții la sume. Dacă nu mai sunt discuții la sume, nu vă mai zic pe ceilalți. Și înseamnă că sunt ok. Cine este pentru ca să pot număra? 6.000 de persoane. Împotriva? Să fie bine, să nu fie. Se abține cineva? Împotriva, nu. Planul de măsuri, cuprins în regulamentul de aplicare a ordonanței de guvern 21 din 2002, normele de gospodărire locală pentru comuna Sforțeni. Vă propun să trecem ce este vorba de... Domnul Ivar, ce este vorba de... Domnul Ștea, puneți un pic, un pic ca să putem să expună domnul primar. Să vă explic două secunde. Ca fiecare cetățean al comunei, avem și drepturi și îndatoriri. Cu privire la ce se întâmplă în această comună, cu lucrările care se execută obligatorii de fiecare om în fața părții, să nu ducă cu noi. Deci un regulament de funcționare în care avem și datorii și obligații. L-am studiat, este necesar pentru a putea și da sancțiuni dacă cineva nu își mai respectă îndatoririle de cetățenești. Poate comuna și da. Acest regulament, gândiți-vă că trebuia la o adică din 2002 face, supus spre aprobare în Consiliul Local. Prima dată, ce nu spuneți că a venit controlul prefectului pe Vasile al 16-lea? Mai vrei să mai lași o casă acum? Asta e. Și l-a făcut acum, în 2002. Dar fi, deci e necesar? Se scrie cineva la concurs, la cuvânt? Domnul Vită. Scurt, am citit acest regulament și aici, la secțiunea 3 a obligației cetățenilor, ne-am luat așa, printre altele. Scrie, menținerea curățeniei, deci obligațiile cetățenilor, menținerea curățeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul gospodăriei. Intrați în conflict cu așa de nu, dar avem trotuare. Dar, uite, Local. Dar tu ai ajutat cu 9.000, parcă nu? Nu, asta e...
10.000 era proiectul da, plus. Și ai mai plus 9. Da, cu tot cu documentație. Și 190 de milioane. Da, dar e vorba și documentație. Știu. Da. Da. Știu, dar nici cam mult, iar revenim la loc. Și dacă ne-am venit, nici și nu am avut. Dar nu ne-am venit, domnule. V-am explicat că vorbim de bani pentru biserică. Sigur, mai rău. Sigur, sigur. Nu știu, deci la... Parcă să putem am o larcheță așa în stabilire. Dar mai poți să știi suma fixă. Dar ai ce? Cert este că oricum, dacă nu înțelegi... Oricum, acum nu supunem la vot decât proiectul acesta, nu suma. Suma a fost. Deja. Da. Deja avem probleme, noi discutăm de mult de Grigore, de dărâmarea arbugheiei acolo. Împotrivă? Se abține cineva? Nu. Următorul proiect, privind aprobarea planului de situație asupra suprafețelor de 253 de metri pătrați drum sătesc, 622 de metri pătrați drum sătesc și 20 de metri pătrați teren construcție pentru obiectivul construire pot, sat Scorțeni, comuna Scorțeni, județul Bacău, în vederea întabulării. Pentru proiectul care este de pe gal, de pe gal, de pe PNDD. Pentru că aș trebui documentația până pe 29, ca să-mi facă proiectul, îmi trebuie, mi-a trebuit suprafețe. Dar ce suprafețe? Dar așa unde-i falcat. Da. Plan de situație a suprafeței de 253 de metri pătrați. Care e? Asta e. Avem schițele de la mea. Așa, schițele. Dar spuneți cum băi, Cătălin, de la DNR. Așa, mă. Sau ce este? Domnule, podul de la Parascan va fi de reabilitare. Deci, ca să putem să facem, trebuie întabulate suprafeții. Până la Solomon, drumul ăla, l-am măsurat cu drum să trebuie. Bani să se depără. Noi, dar nu scris, bă, aici, e un drept, drum să trebuie. Omul nu știe. Pe cost, da. 8 miliarde 260. Să te rog la cer la fondul gravi. Îți fondul e o oferă și mă cu gravioane și ce vine. Îl faci un sus, îl faci un sus, îl faci un sus, îl faci un sus, îl faci un sus. Faci un sus. Îl 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 faci un sus. Eu m-am bucurat că am văzut suma, dar față de obiectivul care este un pod peste podul poului, am zis, dar cât de podul fac din banii ăștia? Ei au zis că... Adică, cum a ajuns? Și cum? A fost un proiect, un studiu? Da, domnule, în aval de, în aval de pod, este conducta de apa Bacăului, care este malul ăla istorbat. Din fărpat la de 5 metri. Și trebuie consolidare, 30-40 metri în aval, 30-40 metri în amonte. Cu gabioane, vine săpătură, vine forat, vine betonat și drumul încolo, că nu faci, și vine dimensionat, să nu credeți că e tunde. Vine dimensionat la volum maxim de apă, care circulă din râul Boului în caz de inundație. Deci nu poți să subdimensionezi un pod, când se trebuie măcar similar cu podul de la Caniocul la Dragomireasa. Deci astea sunt condițiile care le stabilesc și apele românii, nu primim atât. 1 miliarde 270 de milioane. Da. 1 miliarde înainte pe baza... Pe un deviz. Pe un deviz, în 2000 de... Am uitat, Dragoș Cotoman. Deci tot nu e. Noi am... Deci mi-a făcut un deviz, un deviz cu anexa 3, care am depus-o la București, la PNDR-ul. În urma aprobării de către PNDR asumei, vom demara proiectul și CFE-ul și locul ăsta strategic. La PNDL un proiect sau 7 proiecte. Nu te duci cu hârtia, ci te duci doar cu o foicică. În care eu spun, vreau să realizez apă canal la Scorțeni. Pe sectorul X, atâtea și eu, proiectantul care mi-a făcut un deviz în general, propune o sumă. Așa s-a întâmplat și la pod. S-a dus, s-a depus o foaie de cere, o cerere. Eu vreau să realizez podul de la... Da. Doamna, dar din explicație se vede că lucrarea e de anvergură. Da. Nu e un singur podul. Cei de la București nu știu în ce stadiu ești, că ai cu tot topul de hârtii făcut sau ai doar un deviz estimativ. De aceea trebuie acum făcut. Nu, am trebuit și drumul și lumina public, dar doar așa au intrat. Nu, am arătit din ADN. Nu, nu, trei, la... Nu, am depus drumul, dar așa au intrat.
De asta am zis că a depus doar cerere, neavând documentație în spate. Acum spune și termenul până în 29 octombrie. E depunere și lucrările? Nu. După aceea cerere de finanțare. Așa, așa și mergem în... 2019. Deci până în 2019 să ne rugăm să nu vină apărare. Nu mai poate, sunt prea spune. Supunem-o spre aprobare. Prea le-a făcut la teală partea. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, informare privind, acum urcă, nu mai este al patrulea, la noi, în convocator, da, așa este la program, informare privind cheltuieli pentru luna iulie 2017. Da, am o raport în față, l-ați văzut, nu avem cărtarea, dacă l-ați citit, știți. Ați primit, acum să... cine se înscrie la cuvânt? Și acum, de când am intrat lunar, vedeți că e mai bine. Că la 3 luni era mai complicat. Oricum, la 3 luni bine instituția bugetară. Deci, să înțeleg că până acum vă scrieți, deci să înțeleg. Da, că nu mi-am notat o problemă, dar... Atunci, urmă, în evidență faptul că, într-adevăr, s-a înțeles că e mai bine să avem o situație lunară cel pe lună. Și dacă o avem și pe site-ul primăriei, avem și mai bine. Se înscrie cineva la acest punct? Nu. Se supune la vot atunci? Supunem la vot? Vrea cineva o lămurire? La cheltuieli de capital zero, nu? Comprimat. Supunem la vot? Deci sunteți... Da. De acord, da? Supunem la vot. Cine este pentru? Toată lumea. Nu se abține, nu este împotrivă. La următorul punct de pe ordinea de zi, analiza îndeplinirea sarcinilor, inițiative luate din ședințele precedente. Mulțumesc la cuvânt aici. Am 10 întrebări. Nu, aici nu se mai discute. Cine se mai discute? Deci, Zan Crescu. Următorul mai este cineva, Zan Firescu. Am prima problemă la mine este situația apei, dar având în vedere că sunt colegi din sat, aici am solat a 10-a, ca să fie ultima, să facă puntea de legătură cu celelalte probleme cu... dar la mine era prima. Situația... ne-ați citit în ședința trecută situația problemelor de la Audi. Deci, în Consiliul Local, am văzut toate chestiunile. Noi nu avem încă sinteza oficială publică, dar ați venit și cu corectitudine și sinceritate, am văzut că acolo sunt o grază de probleme. De mine m-a interesat dumneavoastră după cine ați citit treaba asta și dumneavoastră aveți materialul ăsta. Acolo ați văzut că aveți foarte multe termene. Da. Sunt foarte multe, ca să nu spunem ilegalități, că e forțat. E forțat. Să spunem un, așa, o... neîndeplinire de sarcină, a zis bine, Mircea. Zis bine, în numera sarcinilor și acolo sunt foarte multe chestiuni de deficiențe, să le spunem, academic. Pe mine m-ar interesa că atunci am discutat și am văzut că erați foarte afectat de raport. Am auzit că, vai de mine, raportul este excepțional, dar haideți să nu ne mai luăm după ce vorbesc. Noi n-am citit în Consiliul Local și la un moment dat... sunt din adicție. Da? Problema este în felul următor. Problema este în felul următor. Sunteți la început de mandat, ați avut șansă, și eu zic că e șansă, ca primar, să ai un control audit de la început. Eu așa cred. Este o șansă. Că îți creează o imagine foarte clară unde ești și trebuie să duci unde trebuie să ajungi. Dacă ai, dacă vrei să vezi luminița de la capul tunelului. Eu vă întreb acum, dumneavoastră, ați trecut la un plan de măsuri și la stabilirea unor responsabilități? Pentru că echipa noastră administrativă este tot aia. Am dat dispoziții secretarului, primarul segmentul 4 și să răspundă pe... asta vreau să aud. Deci am trecut la dispoziții pe linia deficiențelor? Dar nu am trecut să mă compunează mai mult de altfel care nu știu compartimente. Dar trebuie remediate și prin Consiliul Local, cu trebuie din public, în privat și în... echipa dumneavoastră de specialitate este cea care a stat în poziție de drept la curtea de corp. Am dat dispoziții. Ce responsabilități sunt și către Consiliul
Consiliul Local sunt povestiri separate, separat, știi? Da. De problemele de responsabilitate ale echipei de specialitate. Exact. La dumneavoastră, da? Da. Deci sunteți ferm că treaba aici, eu vreau să vă aud undeva în toamnă, că aveți o imagine foarte clară și că... Vă sunteți la anul octombrie când vin curtea înapoi. La recontrol. Bun. Înainte de a veni auditul, a fost o activitate foarte importantă, care chiar dacă s-a desfășurat mai târziu, inventarierea patrimoniului care a fost atinsă și în raport cu Curții de Conturi. Curtea de Conturi acolo, mai dacă mi-aduc eu aminte în ceea ce cred dumneavoastră, ne obligă să facem inventarierea din nou. Este obligatoriu. Ați luat o decizie și vreo dispoziție. Da. Din nou, de când am citit raportul ăla, cu responsabilități clare de termene. Patrimoniul comunei Scoței. Urmează a fi încheiat un contract cu o firmă specializată, am o referată cu două colegă, care își inventarieze bunurile exact cu ce. Domnul primar, noi nu, noi plătim cu alții. Dacă nu suntem... neapărat de specialitate, nu putem să executăm inventarierii. Când avem legea, când avem legea pe masă, când avem... Își fac luni de zile, adică nu se poate verifica, adică nominala, domnul primar, dar există la comisie de inventariere, tata e. Este vina faptului că acolo comisia de inventariere nu a avut la dispoziție documentele după care se facă o inventariere clară a patrimoniului. Asta e chestia. Nu, nu lăsați treaba asta, Evrea, că o să vă aduc în neliniște mai târziu. Automat mă interesează să rezolvăm, că interesul... Eu nu vreau să de acord. Și văd că și mie ce-au cu datul bani la alții să ne facem mai treaba. Dar nu este treaba. Acum e sub bani, trebuie să știm. Dar aceeași problemă mai mult acum câțiva ani cu arhiva, știți? Tot la o firmă specializată. Oameni, eu nu mai vreau să vă... Ce Dumnezeu! Important este să aducem la zi, să știm exact ce avem, în ce stadiu sunt... Mai vorbeam noi de procese, verbale, de declasări, comisii, declasări... Scăpăm de toate hârfurile din evidență. Curățenie. Mai departe. A discutat în aprilie, că mai ați atins-o la un moment dat, când a fost vorba de buget. Am făcut o analiză atunci și... Doamna respectivă a venit cu niște chestiuni, noi n-am făcut-o publică, că nu era normal. La taxe și impozite. Eu vă întreb, totuși au trecut câte atât? La prime, nu sunt vreo 4-5, 4. Erau 6 miliarde și cu 6. Și cu 6. 12 miliarde de lei. Deci aparatul de specialitate al chimarului nu creează la așa ceva. Și nu ne vom uita de legii, deci de mine sunt și făcut și către toate. Asta, asta am vrut să vă întreb. Da. Au trecut ceva timp. Suntem obligați? Pentru că 6 miliarde de lei la impozite, restanțe, iar acolo, să știți că la impozite, este cu penalități. Da. Și 6 miliarde la amenzi, acolo nu știu. Nu, acolo nu. Deci sunt ochii de mesul. De asta vreau să vă întreb, ca să știm dacă n-ați pierdut-o din atenție, că-s banii noștri. Unii legi nu-i dat. Cred că doamna Lidia o să redă acum, că eu n-am uitat. Bun, prima, care e situația organică a mea? Eu chiar i-am pus întrebare. Nu profit acum de faptul că nu-i Vasile aici. Dar să știți că am discutat și am lucrat împreună cu toți cu Lidia, cu mine, cu el. Și am făcut organigrama aia și o să o trimit imediat. Noi discutam pe 31 mai de organigram și organigram era în sertarul lui. Pentru că după ce au trimis-o acolo, am verificat numărul neapărat. Și era trimis după încă o ședință. Deci, indiferent că s-au blocat posturile sau în administrația publică. Deci, noi trebuie să avem organigrama venită, aprobată, în momentul în care guvernul, poate spune în peste o lună, două, îți ridică restricția. Deci, trebuie să-i organigăm. Nu, nu, hai să lămurim o problemă. Chiar ieri am ridicat mingea la fileu și am spus să nu se mai amâne niciun minut, nici o secundă, organizarea concursurilor pe vechea organigramă. Aceea este legală, pe vechea organigramă organizezi concursul pentru posturile care le ai. Păi nu putem amâna organizarea. De acord, dar să știți că odată cu intrarea în vigoare a legii 153 și a constricțiilor bugetare, ba! Nu, nu e adevărat. Nu s-au blocat decât în administrația centrală, nu la locală. Nu? Nu. Deci eu vă spun că nu vă spun sigur eu. Deci s-au blocat organizarea concursurilor pentru posturile din administrația centrală. La nivel local, noi plătim din bugetul local. Da, dar trebuie să ai bani de salarii, dacă ai bani. Păi ai, cum să nu ai, dacă ai fost prins toți. Toate posturile au fost prinse. Și cum ar fi, postul de șofer.
Publicare sau sunt două variante, una e achiziția simplă și una e achiziția
când scoți oferta pe seara. Deci, ăsta e răspunsul. Mai aveți întrebări? Uitați aici. Da, să nu mai fac. Așa, să discuți și ăla, omogelul, să discuți și ăla celălalt, ca și da, da, eu nu mai am promis. Dar pe ce de la puteți? Nu dar pe ce de la puteți? Nu să-i cumpăr din ofertele fiecare. Nu ați promis mâine. Să fim mândru, suntem cei bogați. Da, da. Nu suntem în coatele goale. Nu mai aveți, poți intra aici la următorul? Da, am terminat. Mulțumesc. Întrebam definitiv. Da, vrea să vă întreb ce am mai discutat chestia despre baza sportivă. Da? Da. Optimalizăm cât direct, cum terminăm documentele, lucrarea în sine mai mult 20 de mari mești lucrurile. Așa mai mult. Deci după ce terminăm documentele care le-am de făcut, maxim 20 de zile, așa mi-am garantat lucrarea trebuie. Era bine, totuși, copiii încep școala. Cum am, cum și eu am vrut, dar dacă nu ai documente, eu nu fac prostii și fac lucrări fără autorizare. Da, vă înțeleg, vă deci înțeleg. Nu cred că se riscă cineva să facă. Da, cu dumneavoastră, vă riscați, eu nu mă riscă. Da, da, am discutat ieri. Da, bine, da. Dă-mi ia autorizarea să ajungem cu ea, acum am că nu mai era. E corect, nu aș fi da, mă da, da, mai puncta domnul Zanfinescu. Da, hai și domnul. Deci nu mai greu e vizat, trebuie să mă scriu mai înainte la cuvânt. În ședința de 29.6.2017 am stabilit o comisie ca să ne ocupăm un pic de apă. Să verificăm, să vedem în ce stadiu sunt contractele, dacă au primit toate persoanele, dacă sunt apometri. Noi am fost în teren, am verificat, sunt 4 persoane care nu au apometri. Spuneți-ne și spuneți-ne, doamne, nu are. Că dacă am eu sunt persoană, cine trebuie să spunem parohia Scorțeni, Niță, Elena, Cioinea și Rățoi. Aia, și pe chiarul cealaltă acolo, care nu sunt, care îi mută via, care ia, dar nu mai păi trebuie să mergem în teren, trebuie să mergem în teren să verificăm. Noi, eu acum, în comisie face parte Vroti Bică, Lăzărescu Bogdan, Creangul Vasilica, Cojocanu Mineiță și Gheorghe Vasilica. N-am fost în teren, am verificat contractele din la primărie. Suntem 125 de persoane, dintre care doar 100 de contracte, 25 nu sunt. Nu mă zici pe la plăci, că e implicat pentru că era contractul și-o aud aici. Deci 125 de persoane. Dați-mi telefon, băi, nu fac. Cu situația aia, vă dați contractul. Să vedem. Legea asta a fost 125 de persoane, dintre care 100 au contract. Iar 25 nu au. Un pic. Vă să dau citire. Da, da. Antoche Dumitru, Tănase Andrei, Stoica Maria, Creangă Victor, Stoica Nicolae, Avram Costel, Avram Maria, Hagi Muzuița, Hagi Maria, Stoica Vasile, Scorțanu Cornel, Moței Dorinel, Gheorghe Vasile, Cerna Vasilică, Avram Zenovia, Lăzărescu Costel, Tănase Ramona, Grădinița... Hai, Lăzărescu! Eu răspund de... Eu răspund de prin dispoziția primarului de încheierea contractului. Adică lucrul la uite. Dar face parte și din comis. Da. Ia cred că am nimerit de anumitul domnul primar să-l termin. Să vedem contractul. Grădinița, am văzut că școala are, dar nu știu dacă trebuie să... La școală noi avem două apometri. Unul este notat în magazin. Contract, mă referi la contract. Contract din luna mare, școala nouă. Și nici n-a plătit apă. Deci școala nu a... Primăria nu are, da, asta. Și al doilea apometru este montat de anul de toamnă. Deci două puncte la două apometri la școală. Vrote Viorel, parochia Scorțeni, Lichi Neculai și Ilaș. Dar el așa unde are? Păi apa de pe Islaț. Nu? N-avea păi apucat să îți ia contractul cu el, așa mă știu. Ei, asta o apără. Da, asta am găsit. Sau o... Nu știu. Da, da,
sarcina de a plăti banii, știind și argumentând că de multe ori o anumită suprafață de conducte din care adresează terenul. Nu, nu, asta e realitatea, ce spun. Asta e realitatea. De ce să ne spunem adevărul? Deci omul se degrevează. Aici facem apel, fac apel la camere, persoanele care se știu că n-au plătit și beneficiază de acest serviciu, să plătească din bun simț și din respect față de ceilalți care plătesc, pentru a acoperi cheltuiala care este pe acest sistem. Și vă mai spun și altceva, că nu vă spus nimeni, vă spun eu. Pe raportul curții de conturi, s-a dispus recuperarea anumitei sume de 200 de milioane, în jur de 200 de milioane vechi, deoarece balanța de calcul între prețul metrului cub de apă și cât se încasează acum, nu acoperă cheltuielile cu omul care... Deci se acoperă doar factura și o mică parte din cheltuielile cu omul care îi creștează servicii.
O să, acum, după ce vine secretarul, o să dau o dispoziție, sunt obligat din lege, prin care această sumă se împarte către toți consumatorii de apă pentru a putea funcționa și nu a primi negații, toți posibil, dar fac apel, deci fac apel și la cei care nu plătesc și folosesc acest bun să plătească pentru a merge înainte cu sistemul. O să fiu un... Cei care nu au apomente, spun apomente. O să spun apomente. Sigiliu. Dom'le, avem sigiliu. Cei care nu au plătit și a v-ați referit, am citit doamna Creangă din agendă. Exact. Ce a spus doamna Cobuz foarte corect, stabilirea unui termen de 30 de zile, că zic eu că e rezonabil, până la ședința următoare, că toată lumea intră în legalitate. Exact. Dar mai este o problemă. Se înțapă foarte mulți care nici nu se știe. Primării nu știe nimeni. Deci omul care oprește apă, nu știe. Totuși ăla știe. Sunt niște probleme. Și astea nu trebuie tolerate. Care nu plătește apă, nu are nevoie de apă. Haideți! De acord cu dumneavoastră. Nu te spate. Sau instituții, grădiniță, școală. Deci nu se știe de acolo la locul. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Dar pentru a debranșa un cetățean, să vă dau un exemplu. Dacă o debranșezi, vale, dacă o debranșezi, ia de răzbunare, taie țeava să da. Afectezi, intră în altceva. Haideți că o să... Domnul Tatăl, da, un pic, ca să vedem această situație. Deci, dați în om situația de cu cine a venit. Ca să-i tai conducta, nu? Dacă eram deștepți de la primărie, făceam un contract, am luat așa cum erau niște clauze, îi dădeam un număr de registrare, iar semnă, nu are așa ceva, nu ai cum să o arcă și doar așa, nu ați luat primărie, nu a dat din drum, ce vorbesc, nu ai trebuie să fac drumul ăia. Dacă noi eram deștepți, doamna Nițu și a dat contract, erau clauze, uite, e un aspect legal, nu e să fac. O să vă ați luați, primiți, cum ai trebuit. Trebuie altă comandă, să vedem să o colică la Niță, în care se trece și la plată și există care...
momentul de față sunt oameni care sunt branșați sau s-au branșat la apă și le-ați dat aviz și nu au contracte. Dar 25 de persoane, nu știu ce a spus acum. Sunt, dar zi mulți, sunt în jocul contracte, nu știu acum ar fi. Mai cum sau fără contracte să fii conștient, beneficiezi de un lux? Băi omule, chemați-i pe oamenii ăia 25, câți de acum 9 ani, de acum 9 ani, puneți-i să ieși în legalitate, să plătească. Basilica, din ăia 25 care au contracte, sunt care plătesc, nu? Da, 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 apa se plătește după apometru. După apometru. După apometru. Așa, și s-a făcut o listă, o zis doamna... Fără apometru. Fără apometru, aia cum plătesc. O să plătesc la apometru. Nu mi s-a făcut contract. O să-și pun apometru, plătesc o sumă de la paușa. Nu, v-am fost găsița. Pasă de la fost comisia încheriem să ne facă. Cum dai tu cum, dacă e a fost o comisia încheriem. Se trăiește la urmă? S-a făcut contract. Dar nu mă păi nu plătesc toți taxe și imposte? Și eu sunt între ele, că n-am plătit patrate. Nu, nu, primăria doar că dacă sunt în băie, nu știu. Nu, 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 mergem pe teren, am înțeles, sunt în comisie, mergem pe teren, în frunte cu dumneavoastră, nu ne muiesc. Foarte bine. Dar, ce facem? Dar, părinte, am păstrat și tăie la apartă, nu ai nevoie. Am înțeles. Am înțeles, domnul. Hai, am ceva la diversi, care am omis. Este un caz social. Domnul Bănu știe foarte bine că prin Consiliul Vechi a alocat o anumită sumă pentru Neacșu Andreea. Să vă citesc cererea. Ca să știm la următoarea rectificare, dacă sunteți de acord sau ajutăm care copilul cu probleme. Subsemnata Neacșu Simona Andreea cu domiciliul Scoțeni, comuna Scoțeni, versul Bacău, încartat din părinții al fiicii Neacșu Andreea Gabriela, născută în 3-5-2007, cu cheliopalatoxis, urmând banii, așa, intervenție chirurgicale, are nevoie de susținerea tratamentului. Are nevoie de o cremă care costă 450 lei și ajunge 4-6 săptămâni. Și nu-și permite să o cumpere. Eu am zis că dacă vreau să trece acolo, să inițiem la următoarea. Așa să ajutăm cu anumită sumă pentru acest lucru. Eu nu sunt de acord, să știți contestat, toți copiii aceștia care sunt probleme și cu probleme mult mai grave. Vă dau un exemplu a Crăciun, da? Care nenorocire, nu așa. N-a venit o dată n-a venit să ceară eu. Acestei persoane pentru petiție a mai fost alocată o sumă. O operație se face gratis. Nu trebuie să merge, sunt fundați, da, care un copil, eu totuși mă duc. Venim și ca oameni. Nu știu, eu de ce nu mă duc de acolo. Vă spun din spate. Venim și ca oameni, și sufletul. Nu, să-ți gândi la nu. Faceți un proiect de hotărâre pentru următoarea noastră și prin votul să răspunde. Eu am spus la divers. Da. Mă, dar să-mi văd să vii și dumneavoastră. Faceți un proiect de hotărâre pentru ce votul să răspunde. Eu am o problemă. Cu hoții de lege cum face? Cu hoții de lege, eu sunt o jurie mașină, dar nu mi-a fost pusă mașina. A trecut, am avut în mașina undeva unde am o grădină închisă acolo. Mașina nouă a venit cu căruța cu lemn să le valorifice la Posiana, a venit într-o al doilea transport ca să le încarci ea. I-am văzut, i-am depistat, ăla, autorul, a fugit în păduri cu drujba și a lăsat un țigan care nu are șerci ca de naștere. Ce să fac acolo? L-am găsit și pe banditul care a fugit, că nu s-a arătit, el are oameni angajați, banii la înaintare pe aia. Și la poliția a fost cu jurea mașina. La poliția cu Vesale, cu toți ăștia, cu Tudor Gheorghe, cu Tudor Daniel, cu Cernat Ion, am o sumenere de dosare. Ce facem cu ei? Plângeri la poliția, a făcut ce-o spune? Am făcut plângeri, ajunge la parchet, că nu au luat 5 metri cu bilet, nu o să mai ies restul de 3 metri. Că nu au luat 5 metri cu bilet, ca să facă dușcării, ei dosare. Nu face, fraților, plângeri. Lasă-i rindicizne, lasă-i... Deci eu găsesc hoți și tase la făduri și la cimă, nicomană. Să alimentează o șleapă de hoți.
de bandiți. O să mai ai legătura cu poliții politici și mai ai patru legi? Partidul care spune că nu este dosar penal, nu poate fi pedepsit. Dar pagă banii, ce fac cu ea? Ce fac cu pagă? Nu să ne spune locul, ne spune barul nostru, dar domnul primar, spuneți-i căile legale, pentru că noi trebuie să-l ascultăm, așa este, dar ne pune întrebare ce facem. Atunci, atunci, depuneți dumneavoastră până la postul de poliție. Postul de poliție urmează la parchet. Parchetul, dacă dumneavoastră a primit un răspuns și vă spune că nu ești sapata sau cu chestia de 5 metri pub, să, nu credeți, civil, să nu credeți că noi, Consiliul Local, facem legile. Noi trebuie nu, să nu am zis. Hai să vă învățăm. Vă faceți așa. Postul de poliție, și am vrut să o preparăm. Vă învățăm. În primul rând, dacă a făcut sesizare la poliție și poliția s-a adresat parchetul, automat își vă dea un răspuns, în care își spune că nu intră sub incidența legii penale, dar este contravenție sau oricum îi dă o sancțiune, prin care se constată că acel om a făcut fapta și pentru o contravenție, deci certifică în fiecare plinie de la parchet, chiar dacă nu intră sub incidența legii penale, intră sub incidența legii civile, dumneavoastră vă duceți la instanță, deschideți dosar civil și vă faceți parte civilă, în care aduceți dovezi de la poliție și cea constatată a fi, de la OCOL, facem dovada cu titlul de proprietate, facem dovada cu calculatea și pune la fapt. Ce vă recuperați? Asta e studiile legale. La revedere pădurile ne-a lăsit. Până îți vreți să nu-i procesul, să le voi lua. Dacă și ești în ieși, doamna, pe față are probleme. Constatări înainte de a intra în apartament, dar eu cred că prin voia cuiva o intrat. Dar doar nu a intrat din infracțiune. Nu a intrat. Nu a spart așa. Așa. Și v-au pus toate chitanțele care sunt la... Păi fac că am verificat pe care v-a hotărât în poliție. Poate înainte de... Că tu ai verificat. Înainte de a face lucrarea, dacă vrei să mă ascultați un pic. Eu nu sunt un om care vorbesc la dumneavoastră așa. Îmi vorbesc ce-și poate nu chiar fi. Bine. Așa. Și... Are fotografii înainte de a intra în apartament, tot. Și acum lucrarea care au făcut-o e, eu a fost dat ca să plătească în timp chiria. Acum nu se mai ia în considerație chestia asta. Unde trebuie să ajung eu? Aș spune eu ce solicitul doamna, ca să înțelege. Curtea de Codul a dispus o anumită sumă de recuperat pe energie electrică care a fost plătită de primărie. Așa, care când s-au auzit bine măitoare să o plătească, așa. Nu și totalitate. Nu totalitate. Nu totalitate. Totalitate. Că e estimativ pe contoară, estimam orice pe contoară, în diferență de, dar o să facem adresă la Ion, ca în perioada următoare să nu plătească de... De unde recuperezi banii? Vezi, ce solicită? Solicită, în urma lucrurilor, nu s-a făcut o recepție. N-a venit și a declarat încheierea lucrurilor fiind plecat din zonă, o recepție din partea OATM-ului și constatăm că cu adevărat s-au făcut acele lucrări în bloc și dacă vă uitați din un contract și o hotărâre de Consiliul Local care este tehnic, era stabilit o anumită sumă de 200 de lei pe lună. Dar în compensare cu lucrările efectuate se diminuează în funcție de lucrările efectuate. Deci s-a solicită de la noi ca să fie legal și către curtea de conturi și stabilim de aia o ședință de Consiliul Local. Ca noi, Consiliul Local, să ne alungăm în o obligație de și facem un proces verbal de recepție ulterior pentru să ajutăm femeia și constatăm lucrările efectuate și nici nu s-a revolut. Ca să îi diminueze în baza lucrărilor efectuate acea sumă care... Și asta de nici nu asumăm noi și putem doamna Consiliul Local să fie de acord și noi formăm o comisie și să avem. Dar la curtea de conturi ce-au spus? Că se iau în calcul doar cele care au fost lucrările efectuate după data încheierii contractului. Da, cu faptul. Și ce s-a făcut înainte de contract? Doar ce este făcut după. Dar noi constatăm, vedem că voi investi până la urmă, după 15 ani de zile, s-au făcut contractul, nu știu. Deci rămâne cu primării. Deci era o care cu adevărat deplorat și ca să arăt deplorat. Există vreo chestiune care să ne împiedice vis-a-vis de cheltuieli dinainte sau după? Documentare cu facturi. De ce? Cere facturi? A cerut curtea de conturi facturi, a
Nu are manote la trecut, manote la intervii doamne, manote la care o să facem mai mult, manote la nu a stat pe mult, manote la o să mult. Nu a adus un contract cu firma care a fost și nouă. Și dacă tot ați adus în discuții, parcă ce spunea, să ne uităm un pic la clauzele contractuale, după cum, în ce condiții să trebuie locuiți, să nu sunt atât așa, sunt și condiții acolo. Și dar sunt de așa, la contract, să ne uităm acolo la contract. Deci noi cu dumneavoastră fiind de acord să-i facem, că e păcat să facem o recepție ca să fie regulă. Facem, dar prin inițiativă. Nu, dar ori. Îi spun eu comisii prin... Ca să se ia în picioare, că vine cu dare contul și zic, băi, ce să fac aici? Nu, legal, nu. Da? Legal. Deci asta... Vădează cu fiecare consilier parte și mă trag la el să vadă clauză pe acolo. Așa, să vadă la o hotărâre. Exact. Dar nu informează acum. Informează, nu vă face procedură. Noi l-am văzut contractul. Eu spus și eu. Am informat, spus. Vă dărăm. În numele domnul Bagi, da, domnul da, da. Uite, eu nu am contractul. Nu am contractul. Nu am contractul. Dar eu nu am contractul. Ești cam contractul. Dacă nu mai sunt discuții. Da. Haideți să vedem următor. Părinte, hai să luăm din partea asta. Că e programat. Că vine cultural. Ce se face la noi? Căminul cultural de la Sfânceni. În două mâini. Dacă pui o întrebare, îți dau și un răspuns. Pe Compania Națională de Investiții și semnează cererea de finanțare și suntem prinși cu un cămin de CNI. Chiar astăzi, dacă să mă întâlnesc cu Cătrin, cu domnul consultant, care se ocupă de treaba asta pentru finanțare la 15 miliarde de cămin de. Deci, pe CNI, că bani continuare, nu 14 miliarde, 8 ceva cu propriu TVA. Să dea Dumnezeu să fie, avem un singur obiectiv și să fie măgrin la lor, la cei. Asta e cu Cămine. Bun. Dar spuneți cine mi-a fost să-mi făcut un pic? Deci de mers să-mi fie făcut din felul următor. Noi am dat din la primării toate datele și din devin și toți de la CNI. Ai cheltuit 500 de milioane? A, așa. Este un proiect din totul. Din pe timpul domnul Avăros, 60.000 de lei. Ce este proiect? Cu toți prieteni. Nu. Este un proiect. 500 de milioane deja. Se studii. 500 de milioane ca primării. Când am venit eu locația este în unde a fost vechi cântar, acolo este în cadrul la teren, în toate documentele. Vă aduceți să-i banați pe aici și așa să-mi trăște prin poenție pe acolo. Deci o să-mi trebuie la teren acolo. S-o investit bani, s-o spalați pe aici, e aici vorba, s-o împins un poenție acolo. Trebuie banați pe acolo. Trebuia un depozit pentru că noi am avut o anumită sumă de și la anumite termeni de recordat balanță. Tot în România este, că nu contăm pe șmecherii. Bun, este bulbul acela, nu funcționează. Care-i problema? Dar cine să-mi conducă, domnul Valerie? Dumnezeu ne sus, merge singur la capul. Deci trebuie și eu. Trebuie bulbul ăsta la urmă. Deci are și contract, cum a avut. De ce să nu mă ușură niște pasă în distinție la cineva acela? Dar pe două așa, apă, tot în sat, nu mai e cu milioane la acela de la Marco, de la... De acord cu dumneavoastră, dar cineva trebuie să-l conduc, cineva trebuie să-l conduc. Ești omule, băieți cu gând străinătate. Vine cu el dumneavoastră să-l conduc. Să-și facă societate cu o persoană fizică, nu poate să-l conduc. Nu poate, mă, că nu are, are ce are bine. Să vorbești ca doare, nu, nu. Deci o persoană fizică nu poate să-l conduc. Acum să-l conduc la primărie. Nu, trebuie să-și facă un liniu, bă, ca o societate, ca să poată să facă contract cu primărie. Cum a avut și mine aici, Florica, spune doar un cabinet. Dar nu mai o să mai acolo. Când nu mai trebuie pe prin butor, o prin tractor. Când nu mai trebuie pe tractor, o prin să mă atrui. Nu, bă, dar mai bine dai 1 miliard. Dar cum? Nu mai să merge. Și eu sunt de acord. Nu mai trebuie de la caminul care la de la cuțină. Eu am inițiat 2 ori să angajăm șofer și cu toți ca bastoni. Dar dacă sunt de plinit prin condiții... O să facem bă, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, de ce să nu faci să-l angajezi? Nici să mergi așa. Păi, să zicem până să
Ah, ai 30 de zile, 30 de zile am făcut. Dar de ce nu am făcut? Dacă noi am făcut și eu, nu mai cum am primit, am primit până ne-am mare. Dar nu numai când înseamnă cu organizarea concursului, dar primit nu mai trebuie să-mi chem. Nu mi-am luat toate condiții, cu atât și am stat pentru curte. Deci nu s-a pus să-mi așeză, trebuie să mai luăm și eu. Și când organizăm un concurs, trebuie să se schimbă în tocmai pătrurile de curte. Păi aici, că a fost cu vicii, a dat cu vicii, nu a dat cu vicii, nu a dat cu vicii, nu a dat cu vicii. Hai să-l vorbim cu vicii. Hai să-l vorbim cu vicii. Hai să-l vorbim cu vicii. Scurt, am și trei probleme de la Grigorenie. Lemnii pentru biserică, părintele are cererea, trebuie dacă centrală, trebuie lemnii pentru iarnă. Deci este stelarul din spatele meu, nu are mai mult e uscat, deci se poate aproba. Deci care este de acord? Stați să vă spun eu, mă rezi, doamnă, că sunt niște la acord. Dar ăla de anul trecut, la ăla, a făcut părinte, de anul trecut. Absolut, dar nu. Nu mai este aici. Dar nu mai este aici. Mai este aici, FIPEI, să judece din drum și imediat în partea dreaptă la... Sunt noi copaci. Identificăm că ăla care picioară e regim simplu. Dacă e pe dușor, putem și-i luăm. Și împlăcem unul la părinte și unul la părinte. Dar să-i vedem care-i sunt, căci când se căduce, da? Și am văzut cum a făcut părinte, vedem și acum care-i așa și vă... Că bani pentru... Bani pentru ce nu se pot da la biserici. Următoarea problemă, nu, punctier. Ciușmeaua de la Grigoreni sub orice critică. Transformarea ei, să știi, de ce o cum. Amatarea și-a plăcut, care s-a știut. Nu mai spune de fapt necesitățile, se găsesc fel de obiecte noaptea, oamenii sunt nemulțumiți complet. Dar cine le-a rog? Asta a fost până și mata la întrebare. Cine le-a rog? Nu le-a rog, că fost oamenii. Păi tot. Vorba de civilizație. Aici nu e vorba, nici alea, nici mata, nici mata nu poți să dacă da. Deci, presupun că am întrebat medicul. Organigrama serviciului voluntar de situații de urgență. Organigrama veche a situației de urgență era cu 28 de persoane, din care 14 cu contract. Acum mai sunt de 2-3, pentru că restul au renunțat sau depășit și vârsta. Noi, inițial, ascultați-mă, serviciul voluntar funcționează în baza unui organigrame. Prevenire, intervenție, deci știi mai multe capitole. Trebuie să găsim, să o modificăm cât mai scurtă, cu adevărat cu oamenii care participă la aceste evenimente negative, să punem
4, și pui 15, să vă dau un exemplu. Dar, nominal, nu-i treaba Consiliul Local. Noi stabilim din compartiment, anumite condiții de vârstă care conform legii și selecția o face șeful CDSU, care lucrează cu acei oameni efectiv. Corect. Care ies la... Nu-i treaba Consiliul Local. Sunt oameni care sunt plătiți de primării care au cumpărat. Domnul Gheru, dar vreau să scot altceva în evidență. Pompierii ăștia voluntari și cu trici de taxe la primărie. Păi asta o hotărâm tot noi, dar în Consiliu Local. Aia da, aia altceva. Deci organigrama și o stabilește primarul, serviciul este în subordinea directă a primarului, cu șeful SVS-ului. Nu ar ce căutăm niciun consilier în treaba asta, că noi avem alte treburi. Iar când vine vorba de o anumită facilitate pentru acești oameni care fac voluntar acest serviciu, gândim în Consiliul Local, dacă se pune probleme. Și foarte sau. Și este foarte greu. Și ce anu? Să vă spuneți. Nu, dar uitați-mă un pic, dacă nu vă... Nu niște. Deci, este în felul următor. Persoana care, la momentul actual, care prestează serviciile acestea, are scutire de până la 250 de lei, dar în afara mașinilor. Deci, doar ce este pe taxă, pe imobil. Da? Deci, pentru 250 de lei, cum vine primăvara, spichem din 7-8 oare. Așa de lucru trebuie convinit. Eu am fost șef CVSU și băteam de alunii de mălați benga. Și șerpeniu și pisitor. Și să nu facem din asta o tragedie, că nu se face economie. Nu e o tragedie. Are scutire. Din bun. Acum. Bun, așa nu e. Dacă toți suntem aici, adunați consilieri cu toate statele, vreau să vă spun că au venit analizele în luna iulie. La niciuna dintre analizele duse la laborator nu sunt conforme, deci apa din nici la ambele și chimic și care îmi face lucru nici mai bun care chimicină. Deci la niciuna nu este apă potabilă. Deci nu este apă potabilă. Ca și s-au făcut la biserică la fântâna de la din fața districtului acolo. Și la biserică, deci din Florești, două, dar... Dar culmea este că cele mai bune analize au ieșit la cele două fântâni de la Florești. Ca să fie. Ca să fie. Ce adâncimea? Dacă sunt la Florești, rezultatele au fost transmisii și doamnei doctor. Cât fântâne mea? Și prima măsură pe care am luat a fost doar de aude care și cineva să facă un domn. Am înțeles-o cu apă și canal deja de ce am discutat, că ne chinuim de 7 ani, nu să mai vorbim peste 10, asta e bine. Cum am înțeles că sunt amenzi recuperate, impozite, taxe, nu există bază legală să recupereze. Ba da, ba da. Că ne plânge că nu avem bani, hai să recuperăm. Baza legală este și funcționează, deci de mers se fac. Primul de este și înștiințarea cetățeanului, apoi la formația, că e executarea. Telefoanele care nu au cum să fie executate și au făcut adresă către a noastră să vadă dacă sunt solvabile, da? Să aibă ce sunt. Și să primiți răspunsul săptămâna trecută. Fetele de la compartimentul financiar contabil lucrează. Deja am semnat acum cred că vreo 200 de înștiințe, da? Deci, dar ăștia sunt pașii legal, nu poți să treci la executare până nu iei cu celorlalte căi. Important este să facem ceva. Dacă facem cum făcut domnul primar, am rugat acolo 2 ani cu mine, mi-a spus că eu trebuie să fac o cerere la primărie prin care să am ceva la mână, că eu nu am datorii la primărie. Nu, domnule, dumneavoastră scrisul poate cu jarca, nu știu cum taxe din poli. Știți că a fost problema cu curtea de conturi, că s-a cerut o taxă pe curtii retroactiv cu dobânzi. Eu n-am fost de acord să o plătesc. Eu, domnule, eu fiecare an când vin, dumneavoastră dați să vă zic. Suntem noi la mereu. Nu sunt ce. Cum să fac domnul eu cerere ca să mă întreb dacă am de plătit așa? Voi trebuie să... Nu? Păi, dar e normal. Păi faceți ceva. Eu nu țin minte chestia asta că v-a zis de ce n-a făcut o cerere. Da, da, mi-a zis. Nu, nu, dar și nu. Tu vină la noi în țară și respecte legile astea. Asta nu mi-o spuneți din spia la țară. Dar nu vă punem noi întrebarea să vă spunem în felul următor. Vima tale cu o cerere la mine trebuie cu banii în buzunar. Nu putem face. Nu, da, așa a spus. Dumneavoastră aveți obligația ca și cetățeni.
să vă informați la început, la sfârșit, la mijloc. Și dacă îmi dați zero fiecare an? Dacă vă dați atunci, nu puteam să vă zic de ce să vă mai interesați. Fiți pe punct, cum trebuiește. Eu cetățean are obligația la începutul anului să vină să-și plătească taxe și plătească. Da, da, da. Așa se face de azi înainte. Am bine. Am o concesiune. Am o obligere să o cumpăr. Uite, alți bani care se pot investi. Nu știu, s-o registrat, nu mă interesa. Din ce știu este la secretară. Nu, este la ministrul de la să și ce au rămas așa. Alți bănișori care se poate face ceva. Okay. Nu pot să dau un răspuns și să spun ceva, că chiar nu știu detalii, dacă se poate de vreodată de concesiunii și cu care își pun bine ca să poți să cumpe. Nu aș fi de acord, dar aș vorba să găsim și temele legale. Sunt, că se trecau 5 ani. Am făcut și eu la urmă, ce să mai, 5 ani. Am avut nevoie de bani, deci bă, pentru că nu sunt bani. Și apropo cu asfaltare, proiectul care este depus pe PNR și urmea să depun în locul ăla ocazor, este în valoare de 1,2 milioane de euro, are un segment, mai multe segmente, de 4,5 km, care traversează și măcar se duc până în fața bisericii. Dar și lucrarea în sine, deci lucrarea în sine nu necesită, ca să vă spun și tehnic, ca proiect tehnic nu există doar asfaltare. Vine recuperarea unui strat de 20 cm din terenul existent, balastare, pietruire cu piatră spate, cilindrare, deplonare, șanturi, podezii și după aia două rânduri de strat din piatră spate. De aia închidă și costurile astea, 4,5. Unii sunt poduri mai mari, care sunt subdimensionate, se fac cu profile U. Am făcut toate demersuri, într-un an de zile, 2 metri, s-a negociat pe PNDL 1, n-a intrat. L-am depus pe PNDL 2, acum am depus pe PNDL 3, am trimis ieri anexele din nou. Deci pârghii de demersuri le-am făcut, dar vedeți că suntem la numai. Voi înțelegi? Era un ban din America. Asta am făcut de mersuri. Dacă nu-l ține a crede, chiar ai dreptul ca cetățean să te informezi la primărie, vezi că sunt făcute de mersuri și nu trebuie la cetățean. Da, domnule. Da, domnule. Crede în la... Da, stai dacă nu e o problemă, ce la tine. Este una problemă din care s-a discutat la mine. Da. O vestiare, nu știu ce stai contează de la școală. Cu ce-i trecut? Clădirea construită nouă, vestiare, ce-i aia? Vestiare, da. Baza sportivă mult defuncțională. Mult timp defuncțională, mult timp defuncțională. Ai zis bine. De ce vom în legătura mereu cu firma asta APC? Avem contract cu ei. APC, da. Așa. Dar ce au făcut ăsta APC, da? Și mai ce vor mai face cu APC, da? Adică sunt la început. Istoria asta, da, că astea nu crezi noi veniți. Că ăsta firma, au cumpărat, nu știu situația, din zonă, a intrat în insolvență, după ce le-am plătit 2 miliarde, așa, au, am încheiat contractul ca să continuăm proiectul cu 2000 de la Abecedar, așa, reprezentat de domnul Aioae, au preluat o parte din, de la un nivel proiectul, le-am dat și noi 3 miliarde, deci avem încă 5 miliarde. N-am făcut nimic. Mă rog, nu nimic de bun. Făcut. Iar acum vrem să mai împicem cu 1,8 miliarde ca să încheie lucrarea. Nu dumneavoastră a făcut șapata? De aceea, vă rog foarte mult, îl aduceți pe Eloi aici din nou. Hai nu să vă discuție. Domnul primar, domnul primar, domnul Cătălin, Cătălin, exact. Îți spun și prieteni ca oricine. Hai să punem mâna pe treabă. Nu mai lăsăm pe domnul să vină. Nu dumneavoastră a executat șapata. Hai să te spun că nu cum s-a discutat. Trebuie să dea balea spus jos, dă balea spus jos, dar nu se poate. Nu-i plătit în șampanță. Deci, ține cont că nu-i plătit ca copenișul. Și acum ne-a venit niște omul, chiar asta ne-a felicitat. Da, copenișul jos. Cum să nu-i plătit ca copenișul? Doamne, plătit de 2015. Și ne vin cu soluții și ne balastă de afară și pune și acolo. Domnule, la o primul fățișar. La meme se le-a văzut. Dar nu e om care nu știe costură. Știu ce așa în jurul tău. Iese ca la scurt de la discurs. Dar nu mai chema de zi. 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 Te rog, când vine domnul patron. Cu cea mai mare plăcere. Te rog, te sun. Vino, pentru că nivelul nostru de conștiințe de specialitate nu este cel mai scurt. Pentru că am fost acolo, am fost și noi îngroziți. Am fost acolo, domnule, când se
facem. Tu când m-ai anunțat acum? M-ai anunțat după ce tu știi să asta în condiții în care, pentru că funcțional în scorție, avem dirigenții de șantier. Ăla care a plătit cu 20 de milioane, să ne apere interesele de funcționalitate de operi. Cu, dar ce nu mai văzut prin prezul toate ce? S-au luat 80 de milioane, s-au plătit. Dar eu îi spun un pânz, o să vină, nu mă bagă seama. Dacă îi spun în primarul, domnule, vine. Dar l-am luat și la ședință și la ședința care m-am convenit. Mai există o problemă. Ați spus că el și rog să doar, el și-a luat la deja nimeni de zici și-a dat un contract, care este respect și clauzul obligatoare. Cum s-a luat contract? La contract nu-l plătim. Domnul nimic din banii. Adică tu în contract l-ai plătit, dar el nu are și el obligații față de contract respectiv. Da, dar să-i dai seama ce a luat dirigintele de șantier banii, dacă lucrarea de la școală cu 5 miliarde cheltuite, prin halul care e. Acest mai zis că este inginer. Acest contract nu zic timpul meu, poate face nu este inginer agronom. De regulă, dirigenții ăștia de șantier merg mână în mână cu constructorii. Domnul dirigenții de șantier, vă garantez eu acum, deci o să vedeți, dacă îmi duce lucrarea, o să vă iau. Fără doar și poate. Dar nu mi se pare nimic anormal, chiar corect ce-ai spus. Cumva la aia sportivă, dacă tot, mai durează, oricum sigur mai durează până va fi gata. Am văzut, nu știu cine a... Cum s-a făcut acolo proiectarea la centrală, la magazin? Vierni le-au văzut că le-au dus pe teren acum, dacă era terenul ca domnului ducea legea școala. Acum o tăia plasa care au pus, ăia o să da plasă din care au conjurat, dar cu plasa o tăiat, o să bage vierni direct în magazin. Deci baza nefuncțională nu există. Puneți-vă rog, o mașină de sort, întindeți acolo să bată copiii, mintea să nu mai bată pe școală, prin geamuri, prin... Ce da, asta e vorba din acum, că să ajut să bagă ce ceva. Nu primar, nu nimic, nu. Nu primar. Nu primar. Nu mai vrei să pleci. Hai să fim copii, mingea pe balată. Și copii cu subiect și predicat. Lucrezi în domeniu, lucrezi cu proiecte. Nu poți să stai din proiect fără schimbat nici soluții. Asta vreau acum. Ține în proiect, tot de ani pe loc. Băi, dar eu ce vreau să fac acum? De ce mă-și bat? De ce nu-mi înțelegi? Mă rog, 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 legele care sunt din Islans, dăm un copac acolo, un copac acolo. E și l-au robat, nu? Păi, când ne-am văzut, primarul da, v-aș spune și cuțin. Sunt cu o problemă, ce culoare are zona noastră? Ce? Culoare are zona noastră? Am înțeles că pe o parte, nu ar trebui să nu aș fi și-o dat și-o finis mintea. Nu aș fi culoare, nu aș fi culoare, nu aș fi finis. Sunt pe fata 2000, așa e pe masterplan, 2020-2022. A ce culoare? Este deschis. Mai știu acum ce culoare? Da, are lucrate și am verificat. Suntem în anul 2020. Suntem toți aici. Părerea mea personală, oamenii de la care au venit de la OEG au spus așa că ședința Consiliului Local să hotărască locația. Pentru că el e săptămâna viitoare vin, dacă noi nu hotărâm, el pleacă. Indiferent cum ar fi trebuit făcut... Păi da, acum păi da, dar știi că nu ai o hotărâre de inițială. Este bine și pe fila de buget, este în dreptul la fila de buget, dar este și fila de acolo. Două, două, mii, dacă o să ai spus. Ia nici nu mai mult, dacă o să fie. Dacă știi de acolo, nu înțeleg. Păi doamnele astea, doamne, când ai zis că vin? Săptămâna viitoare, zis astăzi în ședința Consiliului Local, să hotărâi locație. Dar în primele nu mai vin. Păi, nu v-ați spus că noi discutăm, mă. Păi, ce după discuții, trebuie să dăm un semnal? Nu, așa, după aia ședința sunt ei, ia ceamă pe cine vrea și o să ia decizii tot. Acum, dumneavoastră, doamna președinte, da. Este oportun în sensul ăsta să o adăugăm pe listă, pe ordinea de zi treaba asta, dacă oamenii aia vin. Da, să luăm o decizie, albă, neagră. La aprobarea ăsta,
N-am specificat că este trecut acolo proiectul. Da, dar n-am specificat care este domeniul și clădirea pe care da. Sau activitatea. Proiectul. Hai să stabilim ce facem și unde facem. Deci mergem ca să... Dumneavoastră ați mai venit cu ideea de a întreba doamnele pentru, nu știu ce ați mai venit, ceva de că au ieșit din solicitările copiilor și a părinților locul... Da, dar chiar mi-am întrebat, dar eram cu toți cu toți. Eu în acest caz am stat, am analizat, m-am gândit la grădinița aici, care mă leagă de locul ăsta, aici unde stăm aici, am învățat în clasa asta. Așa. Dar ea cred că atunci am discutat noi că e 102 ani făcut acum. 103 ani, da. Ormă, a fost varianta cu care au discutat băieții de la Florești și care s-a așa. Dar eu azi noaptea mai ajuns la o concluzie. Când mi-ar place să avem un parc wonderful aici. Aici în parc. Reamenajat, pentru că ceea ce este stamest, din parc îmi pare rău, deci am plecat. Ceea ce au făcut acolo și ce este și nu mai discutăm. Nu mai căutăm. Deci nu mai... Hai să facem un parc al lumea, pentru că cu 20.000 de dolari facem un parc Meckerman. Aici în centru, da? Aici, aici în centru. Susținem toate activitățile copiilor din sondajul de opinie. Din sondajul lor de opinie, da? Și vom face așa. Sărbătorile de iarnă, de Paște, ziua eroilor, de nu știu ce le vom face acolo, la monument, ne ducem dincolo. Au și un loc de agrement, dar nu ce acum? Și nu mai pune. De 20.000 de dolari cu care vin ei, ne pot ajunge să facem într-adevăr această lucrare și noi să nu mai dăm mare lucruri din bugetul local, să ne protejăm dumneavoastră. Asta e punctul meu de vedere. Deci eu ăsta am luat decizia în mintea mea și eu cred că ăsta îl susțin. Dacă investim bani într-o clădire care el e folosit o lună sau două pe an, nu văd că... Nu, dar tu să vii să zici, bă, hai să facem la școală. Eu cred că ținând cont de... Tot ce au scris copiii acolo, am văzut că ei vor loc de agrement, de distracție, acolo facem și zărbări cu școala, vin și preoții, vin, dăm premii, dăm nu știu ce. O facem ca lumea. 20.000 de dolari, să aproape 80.000 de dolari. Aici este...
În acest parc s-a mai investit, dacă știu eu bine, în cunoștință de iubitură. Dar acela are de să facă în școală. Nu folosesc. 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 Nu folosesc.